Pare rău dacă v-am speriat, prieteni, cu Discord-ul, dar a venit și Santa și trebuie să văd cum rezolv cu camera lui ca să... Santa, ești aici? Bun, momentan nu e aici, dar... Salut, da? Dragă! Salut, bine te-am găsit și pe tine, Santa. Să-mi dai ăla ca să te bag și pe tine pe ecran și... Stai puțin, not yet. O secundă. Când ești gata, desigur. Bun, băieți! Nexus cu NLG, revanșa. Suntem pe server, ceea ce e un bun prin... Am început bine, merge așa, las-o așa. Avem și hărțile. Imediat o să bag aici și camera lui Santa. Mi-a zis 2 minute, așa că mai așteptăm puțin până e și el gata. Hărțile vor fi DAS 2, picul Nexus, Vertigo, picul NLG și Mirage Decider. 2 secunde să îi pun asta lui Santa. E ok până se decide că... Bun. Așa. Nexus DLG... stai așa că zic imediat DMP. Nexus DAS 2, Vertigo, NLG, Mirage Decider. Pune-le acolo. Așa. Ce mai ziceți voi aici? Finally, gata, da. Boys. Salutări. Ești gata? Poți să te arăt? Pot să mă arăți mulțimii. Poți să te arăt mulțimii, bine, imediat. Dar se vede dubios, nu știu de ce. Bun, asta ar trebui să fie. Da, e insignia Nexus, dar e doar o poză. Bun. Salutare, te-am găsit și pe tine, Santa. Mă iertați că au durat prea mult pregătirile, dar abia am ajuns și eu de la muncă, așa că am venit pe cât de repede am putut, să văd și eu încă o dată revanșa între Nexus și NLG. Astăzi sunt convins că o să întoarcem cumva rezultatul, avem forțe proaspete, venim după un 2-0 de mai devreme, pe care cu siguranță l-ați văzut, așa că let's go! N-ai fost mai devreme, nu știu dacă știi chiar ce s-a întâmplat. A fost un mic show la Best of 3 dinainte. Sper să fie tot în regulă de data asta. Doar ca să fim siguri, o să fac eu asta.
Stai așa. O să-ți dau eu aici, pentru că... Nu știu câte sluturi sunt pe GoTV și... S-ar putea să nu fie destule și... N-aș mai vrea să mai fiu nevoit să mai vorbesc cu admin. Sure, sigur. Sper că se vede destul de bine. Să nu, se vede perfect, să nu fie o problemă. Bun. Nexus cu NLG, după un Nexus vin după un win, dacă nu ați văzut mai devreme, împotriva celor de la Hollywood, un win 2-0. Destul de decisiv. Das 2 și Mirage au fost hărțile, băieții sunt încălziți, sunt pregătiți acolo. A fost o surpriză, sincer, nu știu exact dacă pe Mirage a fost, dar pe Das 2 a fost și White, pe postul de coach. Foarte curios dacă i-a ajutat în vreun fel prezența veteranului White în match. Și sunt curios dacă îl vom vedea și la acest Best of 3. Trebuie să țin eu minte când intrăm în match să pun și să pun și ăla de Best of 3 sus acolo. Ai scris DMP? Ah, da, ai scris. N-am văzut, pare rău, gata, i-am dat pin. Părțile bun, cum a scris și acolo și DMP, cum am mai zis, Das 2 Nexus, Vertigo, No Limit Gaming și Decider Mirage. No Limit au arătat foarte bine pe Vertigo ieri. Das 2 a părut o hartă foarte puternică. E o hartă foarte puternică și s-au descurcat foarte bine astăzi împotriva celor la Hollywood. Așa că aș zice poate un 2-1 pentru Nexus, exclus în Vertigo, deși nici Vertigo nu e exclus să-l câștige tot Nexus. Mă gândesc că poate a fost un match poate cu puține emoții ieri, în care au avut noul jucător, să spunem așa, deși nu e chiar nou, dar poate anumite scheme nu au ieșit exact cum au vrut băieții. Right. Băieți, vă văd acolo, te văd, Cătălin, în chat cu câinele. De data asta doarme, e undeva leșinat pe aici prin cameră. Posibil să se trezească la un moment dat, dar la sfârșit, dacă se trezește până atunci. Momentan ce important e Nexus și meciul din seara asta. E extrem de important să ne luăm revanșa. Dar între timp o să ne strângem cu micul mare pe aici. Acum nu suntem în număr foarte extins. Dar vă spun și vouă să verificați canalele noastre de socializare, să vă uitați și pe la Nexus, sunt o grămadă de streameri și de oameni mișto care intră în echipa Nexus în ultima perioadă și tot felul de inițiative, o să vedeți și un interviu cu Ang, s-au pus o grămadă de chestii pe Instagram la Nexus Gaming Ro, dar nu uitați de fratele Pop is Casting, Pop the Caster, pardon, mă iertați. Tu ești cu Is Casting. Eu sunt cu Is Casting. Da, Pop the Caster și Santa is Casting, gazdele voastre minunate și modeste ca întotdeauna și voi, bineînțeles, audiența noastră dragă. Așa că vreau să vă aud acolo în chat ce părere aveți voi că s-a schimbat de ieri până astăzi și cum vedeți voi desfășurarea meciului sau rematch-ului dintre No Limit Gaming și Nexus. Hai, aștept în chat să văd ce scrieți acolo. Dacă o să câștige Nexus, sunt calificați în play-off, ajung la scorul de 2-1 și trec în play-off alături de Ambush, echipa care avea scorul de 2-0 în grupă. Iar dacă pierd, deși nu văd cum ar putea să se întâmple acest lucru, sincer, două hărți puternice alese pentru echipa noastră, echipa care pierde e eliminată din turneu, așa că e tot un meci decisiv. Un match la care o să stăm cu sufletul la gură să vedem dacă Nexus trec mai departe. Nu s-a pus pinul, mă. Ba nu, stai că știu de ce nu s-a pus. Teoretic. Ok, stai așa. Nu. Acum e bine. Bun. No Limit 2-1, Nexus 2-1. Cred că o să fie un meci destul de interesant și nu un meci ușor. Pop, crezi că poți să dai share direct la joc? Poate și o calitate mai bună și nu aud nimic. Nu e volum.
O să-i pun când intrăm ca să nu se audă peste noi gloanțe sau tot felul de chestii. Momentan sunt trei băieți de anul limit și doar B de la, de la Nexus și mai alergă pe harta, așa că mai așteptăm puțin. Da. Bun, văd că părerile sunt împărțite, adică majoritatea oamenilor spun 2-1 pentru No Limit Gaming, presupun că cum să-i spun, pricolul de ieri aduce destul de multe argumente în direcția asta. 2-1 într-adevăr pentru ei, sper să nu se întâmple, sincer, 2-1 pentru No Limit Gaming. În schimb, sunt destul de mulți oameni care spun că Nexus o să ia acest match. Tind să cred că venim cu alte forțe în seara asta, am învățat oarecum din playstyle-ul lor, dar dacă sunt la fel de flexibili și la fel de dispuși să-și muleze strategia pe fix ce se întâmplă în fața ochilor lor și mai exact mișcările Nexus, atunci într-adevăr o să avem din nou derby. Oh, ce s-a întâmplat cu camera mea acolo? Aolo. What is this? A revenit, dar nu știu. Un mic Van Gogh pe ecran pentru voi, oameni buni, dacă vă place și arta în general. Da. Acum, dacă tot avem ceva spațiu liber și spațiu de vorbit, chiar sunt curios să văd ce întrebări mai aveți pentru noi. Știu că aseară erau o grămadă de întrebări pe care le aveați, unele mai spontane decât altele, așa că vreau să aud și astăzi, să văd ce curiozități aveți față de Pop, față de mine, Nexus, sau întrebări în general. Ce e la Cox? Un jucător și streamer român. Da. De cât timp comentez eu? Nu de foarte mult timp. Într-adevăr am castat în trecut un turneu aproape cap-coadă, dar mai mult decât atât, cu o audiență foarte mică, adică nu nici de cum e aici. Dar da, de foarte puțin timp, de fapt. Încă încerc să șlefuiesc chestii, încă încerc să mă adaptez. Dar tu, Pop, de cât timp faci această, practici această meserie, această profesie? Practic de un an jumate, să zicem, pentru că acum un an, teoretic, era cam pe la început, chiar înainte de sezonul de RL, unde a fost chiar cam cel mai serios lucru pe care l-am comentat ca parcurs și ca oficialitate și tot, să spunem așa. Dar înainte de asta, prima oară cred că am fost la KFC Arena sau la JLF, una dintre astea două, nu mai știu exact care a fost prima, prin octombrie 2019, ceva de genul pe acolo. Oricum, un meci sau așa, nu am intrat și făceam în așa. Tremurau mâinile, nu știam ce se întâmplă cu mine. Dar cam așa, de un an jumate, ceva de genul. Nice. Hello, Zoom, zic, te-am văzut și pe tine în chat acolo, Reizic. Câinele, v-am zis, doarme acum, nu... Santa? Doar că... Da? Ce? Te-ai întrerupt pentru o perioadă destul de lungă. În timp ce vorbeai, nu știu exact de ce. Acum e ok? Da. Ok. Da, te-am văzut acolo, Reizic, asta voiam să spun în chat. Te-am văzut și pe tine, Zoom, zic. Iar cu câinele, câinele are programul lui, nu o să-l stresez, nu o să fac mai mult decât trebuie cu câinele. Adică nu vreau să las pe el să vină în ritmul lui și nu exagerăm cu chestia asta. La sfârșit, poate o să-l chem și o să vi-l arăt, sau dacă vreți să-l vedeți atât de mult, uitați-vă pe Instagram meu, @santaiscasting. O să pun cât de curând. Peace. Să schimb și scena pe joc, pentru că sunt jucătorii conectați, dar până atunci cred că mai avem puțin timp de răspuns la întrebări. Uite, asta e o întrebare interesantă. Ce faceți în afară de această treabă cu castatul? Băi, fiecare are treburile lui, fiecare aduce alte surse de venit în afară de ce facem acum. Eu, într-adevăr, am un job, sunt sigur că și Pop le are pe ale lui, dar vă las pe el să vă spună. Pentru mine, momentan, asta e cam singură mod de income pentru mine, casting-ul, 100%. Dar
mă mai prostesc eu mai cu stream-uri, cu jocuri, cu astea. Mă rog, da. În mare parte casting. Și asta pentru, spune ceva mai bun. Pentru faptul că pot să fac chestia asta, țin să spun că apreciez foarte mult pe toată lumea care ne urmărește și care ne susține. E o chestie extraordinară și ca un vis împlinit, aș putea spune. Exact, exact. Asta voiam să spun și eu. Și sunt sigur că sunt și alți oameni acolo care vor să jongleze cu chestia asta. Întotdeauna suntem deschiși să vă, să vă oferim sfaturi și așa mai departe, dacă vreți să... Sau dacă voi credeți că noi suntem în măsură să vă oferim sfaturi, încă o dată ne găsiți, ne găsiți pe, pe Instagram, aveți în descriere link-urile, nu o să vă mai spun niciodată. Așa că e un loc bun în care poți într-adevăr să, să crești într-o direcție, dar trebuie să și muncești, bineînțeles, ca peste tot. Olo, stăte și că ai ascend de la The Best of 3. Mm-hmm. Hai că până atunci mai interacționez eu cu frații noștri din chat. Și surorile, cine știe. Da, știu, știu că Pop a jucat. Are Faceit level 10, adică eu sunt doar un wannabe. Îți pare că cine ajunge să aibă Faceit level 10 nu se încurcă cu una, cu două. Nu ne referim aici la toate chestiile astea cu necuratul și boost-ul și așa mai departe. Dar oamenii care ajung pe cârca lor și se bat la, la nivelul ăsta au tot respectul meu. Și da, știam asta despre Pop. Este un rol la cel mai înalt nivel, nu, la un nivel mediu spre scăzut așa, dar hai să, a, nu, ok, continuați ideea. Da. Băi. A. Tocmai mi-a mâncat masca. Bozo. Te-ai trezit să distrugi chestii? Ieși. Mă iertați, eu o să mai vorbesc cu el din când în când, că e foarte, foarte zbuciumat. Nu e tocmai un câine cu minte. Băi, era masca mea bună, mă, ești nesimțit? Mi-a dat-o mama. Dracu, Bozo. Oricum, intrăm, prieteni, așadar, în acest match, runda de pistoale, No Limit Gaming versus Nexus. Sunt inversate acolo sus, o să le schimb eu la un moment dat. Îi vedem pe băieții noștri un smoke, a fost acolo, cred că și un flash pentru semințe, pe 250-ul pentru Xelo. Și de partea cealaltă, Red deja este secat, lăsat la 8 HP, Sin mai are un flash, totuși Imel scoate pe PDY, Red un glonț pentru Xelo. Totuși Sin este... Red este pus la pământ, Sin face fragul din zona CT-ului, vine din short Zen. Și vor să planteze băieții noștri, dar sunt în dezavantaj. Să vedem cum se descurcă Ime și Semințe versus 3 oameni. Vedem că întregul pericol vine din short, acolo este la pic Sen, care a făcut ravagii până acum între rândurile noastre. Să vedem dacă o să meargă și mai departe. Sky, știm foarte bine pe Sky de ieri și să vedem dacă o să-l doboare aici pe Ime, spamul de gloanțe și în cele din urmă reușesc No Limit Gaming să închidă prima rundă de pistoale. Oameni buni, o zi nouă, o hartă nouă. Avem și speranțe că o să meargă în, o să meargă în portofoliu nostru această hartă și că o să o câștigăm. Așa că e o oportunitate nouă pentru noi să ne dezlănțuim pe, pe Dust și să arătăm exact care sunt forțele noastre și cu ce ajungem noi să ne măsurăm în acel ranking global. Și dacă nu s-a schimbat nimic de ultima oară, din câte mi-aduc aminte, suntem undeva pe locul 48 în lume, ceea ce spune o grămadă de lucruri despre nivelul de CS pe care îl joacă Nexus, atât raportat la țara noastră, cât și în afară. Bun, revenind, runda cu numărul 2, avem un force buy pentru Ime acolo, bineînțeles că AK-ul o să-l dai lui Ime. Cu toate astea l-am văzut și pe Xelo adeseori să poarte această armă în runde de eco. Dar sunt curios să văd cât de mult impact aduce acest Kalashnikov. Uitați-vă atent la poziționarea jucătorilor de la No Limit Gaming. Vedem că sunt extrem, extrem de precauți cu poziționarea lor. Le oferă tot respectul echipei noastre. Și acum o să vedem și controlul asupra shortului, care este o resursă extrem de importantă când vorbim de Dust. Și îl vedem acolo pe CXE cu un one tap, one dig mai exact pe Red, este scos jucătorul din site-ul ăla și acum o să vină și retake-ul din partea jucătorilor de la No Limit Gaming.
băieții noștri totuși au reușit să pună mâna pe un M4 pe lângă acela caper care l-avea în meciul mai devreme. Iese foarte bine HIM pe timing, îl scoate pe Sin, trage și în lung după PDY, băieții noștri în fața câștigului de cauză pe o rundă în care o singură armură a fost cumpărată. Am un pruntat și aia câștigul de cauză, iartă-mă. Și vine prima rundă pentru Nexus. Superb luat aici rundă de către băieții noștri. Și vor avea un full buy de toată frumusețea, iar No Limit vor forța 5 digăle și să vedem dacă și 5 armuri red pare totuși că va ține cea mai mulți bani, poate pentru Polar. Totuși foarte interesant acolo băieții noștri. Revin instant, nu le dau niciun moment de răgaz celor de la NLG și de data aceasta se duc înspre zona lungului, acolo unde Sin a aruncat deja un molly. Semințe aruncă nade-ul la site-ul B și îl atinge destul de rău pe Sky. Tot timpul când îi zic numele lui Sky, mi-l amintesc pe Bird from Sky de la Lingby, că el mai avea așa un nume mai ciudat, IME, îl pune la pământ pe Red, îl are pe PDY în short, dar acolo de la Bunelu este destul de izolat totuși jucătorul de la Nexus. Voiam să completez ceva în timpul ăsta, nu este tocmai mort, îl vedem totuși pe Sin acolo care îl doboară pe semințe, a intrat până la urmă one digul pentru No Limit Gaming. Și ca să completez ce spuneam înainte, pentru Daniel și era cineva mai devreme, când vorbim la persoana întâi ne referim la Nexus și noi suntem în această organizație și de asta folosesc suntem. Da, deci nu suntem freelanceri care castează pentru Nexus, suntem cu toții o echipă. Și dacă vrem să ne însușim asta mai departe, o să o facem în continuare. Bun, Nexus câștigă cea de-a doua rundă destul de ușor pentru băieții noștri. Am avut o singură persoană care a fost doborâtă și mai exact semințe acolo după one digul jucătorului de la NLG. Așa că mergem mai departe. Ce s-a întors balanța după cea de-a doua rundă în care am reușit să câștigăm acel force buy cu AK-ul pentru IME și restul digăle. Mergem mai departe cu runda numărul 4. Băieții de la NLG de data aceasta sunt obligați să folosească doar USP-uri și atât. 3 oameni în zona lungului, Xelo, 3 fraguri pentru el, ușoare fragurile pentru jucătorul de la Nexus. Desigur, spray controlul este acolo, nu ca la semințe, dar putem să-i dăm o notă de 9 dacă semințe ar fi 10. Să vedem în continuare dacă cei de la NLG pot să opună o oarecare defensivă, însă spamează aici prin perete jucătorii de la Nexus și îl elimină până la urmă pe Zen Selo. 4 fraguri pentru el și... Am zis Zelo? M-a luat și pe mine rău de tot. Bun, Selo, 4 fraguri pentru el și No Limit Gaming cumpără în acest moment. 3 pentru noi și am reușit acum să impunem un anumit pas pe această hartă mai exact. DAS2-ul ne merge până în momentul de față și doar ca raport statistic, să spunem așa, în momentul în care tu setezi propriul tău trend, ar trebui să meargă mai departe. Îl vedem pe Sin acolo care face triple kill-ul în cele din urmă. A bătut 3 jucători după ce a ieșit cu flash-ul la bătaie și să vedem acum dacă putem să facem trade-ul. Nu se întâmplă asta, dar cu toate astea l-avem pe CXE în spatele linilor inamice și face prima victimă. Xen pică acolo și să vedem dacă intră și a doua, spray cu acel AUG, nu intră până la urmă, dar este destul de tăguit Sin acolo. La fel și Red, 2 jucători, IME și CXE sunt ultimile bastioane, să spunem așa, de pe Dust în momentul de față și sunt sigur acum că o să ne îndreptăm către short și să capitalizăm pe site-ul A, ne-a mers și în trecut, nu văd de ce nu ar merge și de data asta. Trebuie să fim într-adevăr extrem de precauți cu ce se întâmplă în spatele acțiunii. IME este aici într-adevăr capul de lance în acest avans, dar CXE trebuie să fie extrem de precaut acum cu pericolul care vine din short, este acolo PDY și îl doboară pe CXE. Să vedem dacă intră și double kill-ul. Merge, înaintează PDY acolo, se lasă IME și în cele din urmă este doborât IME de către PDY. Un retake destul de bun, cu toate că am fost înjumătățit, să spunem așa, încă din începutul rundei. Cumpără aici băieții noștri din nou Polarul pentru Xelo și este și Polarul pentru Red. Va fi un duel interesant pe care l-am văzut destul de des în timpul meciurilor de ieri. Vedem smoke-ul aruncat la colț în zona lungului de către CXE. Aici va fi un duel foarte, foarte puternic. 3 vs 3, IME îl scoate pe Sin.
și iese în luptă acolo alături de Bi. Este totuși Red cu Polarul, face frag-ul pe Ime, însă Bi îl pune la pământ, Selo l-a scos pe Zen și rămâne doar Sky în zona midului, dă flash-ul, dar Selo este pregătit. Rundă foarte rapidă câștigată de Nexus. Din nou, această strategie pe care o vedeam foarte des, din nou țin să reamintesc, în zona lungului unde se aruncă foarte multe flash-uri. M-a speriat. Și practic acolo unde sunt cine rămâne primul fără flash câștigă. Pop. Da, nu, e asta era problema. Am dat și pe mod corect. E ok, e ok. Stai liniștit, am rezolvat. Bun. Fiu. Bun, revenind la meciul nostru, Semințe acum încearcă spray-ul către lung. Deja Axelo și BTN fac victime pe hartă. Îl vedem și pe B încă o dată cu double kill-ul. Semințe la fel, în aceeași măsură double kill pentru el. Încă o rundă rapidă pentru Nexus și vedem ce efecte au avut aceste runde blitz, blitzkrieg, aș putea spune, aceste runde rapide asupra economiei jucătorilor de la NLG. Da, niște runde foarte rapide și acum chiar sunt obligați să joace la pistoale. Chiar foarte curios cum au decurs rundele de arme atât de... s-au scurs atât de repede. Totuși, Xelo încearcă acolo tagul prin poartă, nu reușește din păcate. Și în lung, CX prinsese acolo un pic de avans, dar acele neiduri l-au oprit. Trage HB, un one-tap la porți acolo. Îl pune la pământ pe Sin. Xelo încă așteaptă în mid, știe el că poate să prindă ceva. Este Sky în pastilă alături de Xen, care este aproape de intrarea în tunel. Face picul Ime, îl elimină pe Sky. A fost acolo un hit prin poartă de la Xelo în mid. Până la urmă i-a ieșit jucătorului de la Nexus. Și în lung vor intra aici băieții de la Nexus cu tot cu bombă către un site complet liber. Trebuie să consolidăm într-adevăr poziția pe care o avem acum și rundele pe care le-am strâns în avans. Trebuie să ne detașăm destul de mult și vedem că mergem și în direcția asta. Sunt doi jucători acolo rămași în viață după ce Xelo face un frag în porți. Al doilea prin poartă pentru Xelo și ultimul rămas în viață de la NLG este Xen, care nu cred că are foarte multe șanse de izbând acum. O să fie vânat din toate părțile și într-adevăr Ime îl pune la pământ. 6 pentru Nexus și 2 pentru NLG. Deja ne setăm ritmul și o să mergem mai departe cu un Nexus care arată foarte bine astăzi pe Mirage. Am arătat-o și mai devreme în meciul precedent. Așa că sunt nerăbdător să văd dacă o să avem o forță extrem de dominantă pe Dust, care poate să ne ofere un avantaj moral, aș putea spune, pentru următoarea hartă. Încearcă din nou să lua aici acest glonț la marginea smoke-ului de data aceasta. Aveau ceva mai mulți bani No Limit Gaming și au reușit să treacă fără să fie atinși. Totuși, atenție în short, un rush puternic acolo din partea băieților noștri. Este headshot-ul pe PDY lăsat la 26 HP. Totuși, Red este pericolul cel mai mare cu polarul din zona lungului. Deja a scos doi jucători, iar bomba este picată. PDY totuși prins, out of position, omorât de către IME. În acest moment Xelo se uită în mid, acolo unde și-a făcut jocul runda trecută. Un double pick destul de interesant aici, îl trimit în spate pe Red. Xen prins aici de către Ime, superb pick-ul și se ajunge la un 3 versus 3. Acum băieții noștri trebuie să aleagă drumul pe care să o apuce. Băieții noștri joacă din nou cu NLG pentru că au picat în losers bracket ieri, au câștigat astăzi un meci și ne întâlnim din nou cu acești No Limit Gaming. Meciul de mai devreme s-a terminat 2-0 la hărți. Georgiana Underline Fărâd. Ce face Red acolo? Un collateral, să spunem așa, dar în partea care nu trebuie. A reușit o linie acolo și impresionat din partea acestui jucător. L-am văzut și ieri cu Polaro și vedem cât de iscusit sau cât de bun și priceput este cu Polarul, încât aduce foarte mult impact în runde de decisive ca aceasta și în runde în care presiunea este destul de mare atunci când ești
complet depășit numeric. Să vedem dacă poate menține acest trend și Xelo îl prinde acolo la marginea pixelului peste smoke pe Xen și este doborât. Să vedem dacă Sky aici o să facă o treabă mai bună alături de coechipierul său și o să vină și flash-ul, presupun că de rapid, dar nu îl prinde acolo BTN pe Sky, vine și Ime cu trade-ul, un singur jucător pierdut în avansul către site-ul B și o să vedem ultimii doi jucători rămași de la No Limit Gaming care o să intre în câmpul vizual al lui SX acum și este și doborât în același timp. Ultimul rămas în viață este Red, fără șanse de izbândă, dacă mă întrebați pe mine. Mergem mai departe cu Nexus, care se apropie extrem de rapid de runda cu numărul 7 pe tabela. Sunt practic spate în spate, sau umăr în număr, mai bine zis, Red și cu SX. Și dacă nu mă înșel, Red a pus acolo scopul, iar asta l-a făcut pe SX să se repoziționeze doar 11 HP pentru jucătorul de la Nexus. Și s-ar putea să-l prindă din spate pe jucătorul de la NLG, care are polarul acela și cred că ar vrea foarte rău să țină de el. Se bagă aici Red, SX îl pune la pământ, 7-3, băieții noștri. Niște runde foarte bune luate de ei aici și în acest moment NLG nu prea mai au bani. Iar sunt nevoiți la o rundă de eco, iar trebuie să încerce să dea damage economic sau să mai prindă niște arme, pentru că la pistoale este destul de greu să ia runda, dar totuși nici băieții noștri nu se lasă mai prejos. Xelo din nou hitul prin poartă pe Sky. Cred că băieții de se duc la site-ul B, deja s-au săturat. Red prins aici de către SX, pus la pământ, se luptă totuși Sin alături de quickpeer-ul său. Sin totuși un glonț pentru BTN. SX a ascuns după albastră, a venit și Xelo cu polarul și cel mai probabil vor pica aici jucătorii de la NLG. Sin shoulder pick-urile, dă hedge-a lui Semințe. Trebuie să aibă grijă Semințe, însă vine și Ime în mid, îl scoate pe Xen și rămâne doar Sky, care a fost stăguit de polarul lui Xelo. Într-adevăr, o să vedem Vertigo mai departe, este picul, map picul celor de la No Limit Gaming și harta decisivă o să fie Mirage, care ne avantajează foarte mult pe noi, dar dacă judecăm după parcursul meciului de ieri sau hărții de ieri, Mirage, unde No Limit Gaming au câștigat, aș vedea într-adevăr un derby acolo, de aia este și o hartă decisivă, dar într-adevăr, dacă ne uităm la parcursul Nexus până acum, am putea spune că balanța este înclinată în favoarea noastră. Așa că noi să mergem mai departe cu Sky, care are doar 10 HP și nu are foarte multă speranță la viață în momentul de față. Băieții noștri deja simt miros de sânge în aer și îl vânează. Este un singur jucător acolo care se îndreaptă către acest ultim jucător de la No Limit Gaming. Nu cred că o să-l găsim până la urmă și o să supraviețuiască, presupun, Sky. Nu cred că există foarte multe pe care dorește să le ducă în următoarea rundă. Așa că presupun că trec și niște gânduri suicidale acum prin capul lui, după cum vedem avansul său către lung, unde este așteptat cu drag de către jucătorii noștri. Și asta se întâmplă acum, Xelo pe frunte, fără răgaz. 8-3 pentru Nexus. Început complet diferit față de cum era Best of 3-ul de ieri. Vedem un Nexus, spune eu, mult mai decis, mult mai concentrat într-o oarecare măsură, deși poate nu e chiar atât de corect. E o figură de stil, să-i spunem. Încearcă din nou Xelo acel pic rapid, dar de data aceasta trec nevătămați jucătorii de la NLG. Sky aruncă nade-ul, este foarte aproape, dar Ime îl pedepsește acolo foarte rapid. Aici Ime în zona site-ului B, Red îl scoate pe Xelo. De obicei îl vedeam pe Ime strecurându-se în mid. SX etern prezent acolo în zona lungului. Sin l-a scos pe Semințe, B a venit cu trade-ul. Totuși acolo la bunelul destul de izolat Semințe. Red, ce flic din partea lui Red cu polarul, îl găsește pe SX în timp ce încerca să sară hitul și pe B, nu reușește Ime eliminarea. Red, un quad kill din partea jucătorului de la NLG, extraordinar movement și aim de polar. Incredibil acest jucător de la NLG. By the way, mulțumim pentru donație, picătură, mulțumim mult.
Nu o să facem shout-out-uri foarte mari acolo, dar încă o dată mulțumim pentru generozitate și te stimăm și te pupăm. Într-adevăr, total de acord cu tine, Pop. Red este un jucător la care merită să te uiți și tocmai ce a făcut în runda precedentă e extrem de impresionant. Așa că aș ține un ochi aproape și de acest polar pentru NLG, dar în aceeași măsură vreau să văd cum o să ne extindem acest avans pe care îl avem acum în frunte cu B. Ne-au ieșit toate picurile, toate duelurile individuale până acum în mare măsură. Să vedem ce o să întâmple și mai departe. Băieții noștri împărțiți în acest moment pe hartă, deja din lung nu se mai avansează, se știe că CX se ține acea poziție. Data aceasta este totuși ceva mai în spate, înspre top mid, IME. Caută oportunitate să lucreze acolo către site-ul B, are un jucător foarte aproape în partea stângă a intrării. Este un jucător în spatele site-ului. Deja le confirmă suspiciunile CX cu acel molotov în zona lungului și băieții noștri au... După câteva runde destul de rapide, schimbă pace-ul, îi țin tot timpul în priză pe cei de la NLG. Ce o să facă Nexus în această rundă? Vin repede, joacă încet, nu, niciodată nu e clar, dar pare că va fi un play de mid to B, 4 jucători din zona midului cu un singur jucător din tunel și anume IME. Aruncă aici sin, flash-ul trage prin smoke. Îl pune la pământ pe semințe, IME l-a scos pe Sky, găsește ICX pe Xen și site-ul B este sub controlul Nexus. Un 4 versus 3, cu toate astea, dacă ne uităm la HP-ul jucătorilor noștri, nu stăm extraordinar de bine, cu toate că avem avantajul hold-ului. Să vedem cum o să facă retake-ul acum NLG, după ce am văzut, da, niște retake-uri impresionante. Vine aici dintr-un ochi la care nu se aștepta Xelo, PDY, dar IME răspunde în aceeași măsură un trade făcut acolo pe jucătorul de la NLG. Să vedem dacă o să intre până la capăt acest retake. Vedem că se răzgândesc counter-teroriștii și o să avem într-adevăr un 9 pentru Nexus pe tabelă, dar nu înainte să pierdem doi jucători. Am revenit parcă după acel quad făcut de Red și ne-am stabilizat rândurile mai rapid decât se așteptau NLG. Mai departe, 9 pentru Nexus, un avans destul de mare și 4 în continuare pentru NLG. Oare pot reveni NLG în acest match? Nu sunt sigur că o să ia cel puțin această hartă, dar o să vedem pe map-ul lor Vertigo. Până la urmă nu putem să ne culcăm pe ureche, dar contează foarte mult și moralul la echipele de genul. Băieții noștri totuși știm că stau destul de puternic pe moral. Îi vedem din nou către zona midului, zona lungului cu 4 oameni. În zona midului este Xelo, care etern ține el acolo unghiurile. Este un smoke în lung, dar băieții noștri au ieșit deja și au văzut că nu este nimeni în această zonă. Din partea celor de la NLG se face un boost către lower, dar nu vor găsi pe nimeni acolo. Au doi jucători în mid, destul de interesant play-ul sau setup-ul celor de la No Limit Gaming, un setup destul de heavy focus pe mid, deși Nexus au atacat mid-ul cam de vreo două ori, dacă nu mă înșel. Totuși Red urcat pe cutie, îl găsește pe IME, vin utilitățile și va fi obligat să se repoziționeze. Văzut acum că s-a streculat la Bunelu și are un... Există molotov la Gandalf, scuzați. Există un molotov acolo în arsenalul băieților noștri, pică de la molotov. Red în short, este PDY scos de către BDN, double kill-ul pentru capitanul Nexus. Ai noștri sunt în avantaj și din short vin doi de la NLG. 4 versus 3, deja vu pentru această rundă. În aceeași situație s-au aflat NLG și în runda precedentă. Să vedem acum dacă reușesc băieții să facă retake-ul cum se cuvine. Și văd acum că vine și call-out-ul de hai să ne retragem că nu-i de noi pe site-ul ăsta. Așa că o să mergem mai departe cu un Nexus care cumulează 10 runde în total și vedem că ne extindem acest avans. Cu toate astea, NLG duc 3 runde importante de calibru mare, dar nu ca semințe să aibă ceva de spus și în cele din urmă îl doboară pe Sky. Să vedem dacă face și mai multe kill-uri acolo. Un kill pentru el, nu vine și al doilea. Sin și Xen îl doboară atât pe semințe cât și pe SX. Și doi jucători din rândurile noastre rămân în viață, 10 pentru noi, 4 pentru ei. Dar de fiecare dată traduim resurse importante
după cum am văzut și în runda cu numărul 14. Așa că ultima rundă pentru această jumătate, o să vină și buy-urile de rigoare. Tot ce ne dorim avem în inventar acum și mă refer aici la Nexus. Nu este aceeași situație și pentru, și pentru counter-terrorist. Vedem acolo ce strategie a la Fnatic din partea Nexus și care funcționează într-o oarecare măsură, dar Sky îl doboară acolo pe IME. Un kill care nu ar fi trebuit să se întâmple. IME poate puțin overextend acolo, ca și în rundele precedente, și s-au prins NLG de acest aspect. Flash care intră tot pentru Sky, dar nu se întâmplă nimic acolo. Să vedem dacă Xen reușește să doboare jucătorul nostru. Un 5 vs 4 în toată frumusețea, ultima rundă din această primă jumătate, și NLG arată bine în momentul de față, dar și mai bine Nexus. Bun, Red îl doboară acolo pe Xelo, încă avut, un... Am avut, eram microfonul, zi. Ok. Încă un kill pentru jucătorii de la NLG și mulțumim încă o dată pentru donație, mult respect și te stimăm. Sebințe reușește și el să vină cu trade-ul acolo, dar PDY, o poziție interesantă pentru el, nu este verificat acel unghi și plătim pentru asta. Doi jucători rămași în viață de la Nexus acum și ne îndreptăm către site-ul ăsta, vedem ce reușește aici să facă CX-ul un pre-fire intuitiv din partea lui, dar nu se întâmplă nimic acolo, nu-și doboară inamicul până la urmă. Sky, timing bun pentru el acolo, nu verifică B acel unghi, poate nu se aștepta să fie încă un jucător în site-ul B și acum rafale pe mid care merg în favoarea lui Xen. 10 la 5, mergem mai departe cu a doua jumătate a acestei hărți, aleasă de noi, de Nexus mai exact, și o să vedem, o să vedem Nexus la counter-terroriști. Aș putea spune că avem un mic, micuț avantaj din pricina acestui, acestui aspect. Desigur că se bugește tabula, așa că revenim imediat înapoi pe server. Runda de pistoale, cea de-a doua jumătate, Nexus pe partea de CT, iar NLG pe partea de Tero. Două seturi de utilități totuși pentru NLG, destul de interesantă strategie, să vedem ce vor alege. Văd că este un rush către site-ul B, acolo unde este semințe, care face un frag pe Xen. Sky vine cu trade-ul, se XL scoate pe Sin. Trebuie să aibă mare grijă aici băieții noștri, site-ul B, desigur, unul dintre cele mai greu de făcut take. Mai ales sunt dezavantaj, totuși băieții noștri au avantajul numeric și e din ce în ce mai mare. Se bagă aici de XC peste Sky. Nu știe pe unde să se mai apere și este o rundă de pistoale câștigată decisiv de băieții noștri. O rundă foarte bună pentru noi, ceea ce ne mărește avansul și posibil și pentru următoarele două runde. Așa că un retake impresionant din partea băieților noștri, am asaltat acel side B și a ieșit în favoarea noastră. Cum a fost la muncă? Cum e la muncă în general? Interesant, dar... Mă rog, o să mă opresc aici. Mergem mai departe cu runda numărul 2. A fost ok, a fost ok, obosit vorbeam. Mergem mai departe cu runda numărul 2 din cea de-a doua jumătate. Mai exact runda cu numărul 17. 5 pentru NLG, îi vedeți acum ca teroriști, și 11 pentru Nexus. Avem acolo un force pentru Red și Sky, acele scouturi care vor să servească ca și inițiative pentru un finish pe care ar putea să, să-l acorde Xen, Xen, Sin sau PDY. Dar îl vedem pe IME aici, ce poziționare pentru el, extrem de bine se poziționează acolo IME și se vede și rezultatul, dar mai impresionant este că CX face double kill-ul în B, vine și vin și jucătorii de la NLG cu răspunsul lor sau cel puțin cu aportul asupra celor două kill-uri, dar nu se întâmplă nimic mai mult de atât. 12 runde pentru Nexus și noi ne mărim deja avantajul considerabil. Băieții de la NLG în acest moment vor fi nevoiți să facă o rundă de eco și Nexus... ajunge într-un punct critic pentru NLG. Ei vor apuca să cumpere când Nexus ajung la 13 runde, presupunând că vor câștiga această rundă, desigur nu știm că e câștigată dinainte, dar dacă vor pierde după aceea la 13 runde, Nexus ajung la match point. Să vedem totuși la map point, mă scuzați, semințe. Îl scoate pe Sky și de acolo niște deși lui Sin, Xelo cu M4, A1S, două fraguri, va veni acum și al treilea, dar este din MP9-le lui B. PDY rămâne 1 vs 4 cu Deagle-ul, l-a speriat puțin acolo Xelo, dar este pe poziții și îl pune la pământ pe ultimul jucător de la NLG și acum vom avea full buy-ul.
Dacă nu mă înșel, Pop, ieri pe Vertigo noi am reușit să luăm mai mult de 5 runde, nu? Am luat, cred că 7 runde sau 9 runde în total. Mi se pare că au fost pe ambele hărți, a fost 16-9, 16-9, parcă toți ziceam așa că a fost ca un meci în oglindă, dacă țin bine minte, sper să nu greșesc. Da, exact, exact. Bine, acum vedem că dominăm ceva mai pregnant Dustul și să vedem acolo pe Xelo care face primul kill... pe Sky și am citit și mesajul tău din PDY vine și el cu trade-ul pe Xelo până la urmă, un ripic acolo din partea lui Xelo, bineînțeles și utilitățile au fost acolo să-l ajute, dar se dovedește că PDY nu avea nevoie de viziune sau de cel puțin tăvad această fază ca să încheie kill-ul 4 la 4 în momentul de față și să vedem dacă o să profite în continuare de acest flank sau de această parte a hărții, mai exact lungă. Îi vedem în deplinătatea numerelor lor, adică 4 acolo. Și acum o să vedem și mișcările care atentează la site-ul ăla din partea Energy. Vedem că vine și rotate-ul din partea jucătorilor noștri sau cel puțin mișcări de trupe de pe hartă. IMEA acum observă pericolul iminent asupra site-ului A și începem să ne clădim pozițiile și apărarea pentru site-ul A. Mai departe vedem aici pe Semințe care devine destul de agresiv acolo și acoperă pașii cu acel smoke, o să vină și Molotovul până la urmă, dar PDY pușează în ciuda acțiunilor jucătorilor noștri, să vedem dacă o să și reușească până la urmă. Sunt în rampă și Xen face prima victimă, Ime vine cu refragul, dar PDY și Red sunt extrem de acurați în rafalele lor și o să doboare doi jucători din rândurile Nexus, așa că ultimul rămas în viață este CX și să vedem aici dacă este mai rapid decât Red. Nu se întâmplă asta, 6 la 13, mă iertați. Ce voiam să zic acum că am văzut acum pe chat, salut Pyrex, nu mai resus pe Twitter, nu vreți să ne duci eu la turneul de Fortnite, bine? și Valentin era white coach, era pe postul de coach, dar nu a fost doar pe prima hartă în primul best of 3 și acum văd că nu e, așa că nu știu exact, probabil a fost doar un mic trial sau cine știe. Încă un full buy din partea băieților noștri. Și va fi interesant acolo picul lui Xelo, totuși acest smoke îi va bloca viziunea în lung, este IME, deja strecurat aproape de platformă, ar putea fi un ung destul de puternic, B este în short, va veni flash-ul lui Semințe aici să-l ajute, e foarte interesant, dar cred că a fost puțin cam în față, a prins acolo și B un pic de flash. În short sunt deja doi jucători de la NLG, în mid se află bomba. Iar în porți, dacă ar putea să-l găsească Xelo, ar fi un frag foarte important. Dar momentan văd că Xelo are o poziție destul de defensivă. Ar putea fi un pic overwhelmed acolo de câteva nade-uri, așa că acest call cu poziția defensivă este cel corect. Ime, scăpat acolo în pit, nu este observat și ar fi chiar o poziție foarte bună. Vedem execuția jucătorilor la energie, iar B este ascuns în smoke, dar este un singur jucător care intră acolo. Mid to B va fi play-ul, Xelo îl scoate pe Xen, se bagă aici CX, superb CX, double kill, îi face trade-ul cu echipierul său, vine și PDY, CX rămâne pe poziții, triple kill pentru el, de unul singur, oprește atacul din zona mid-ului al celor de la NLG, rămâne doar Sin care este în geam în acest moment și parcă presupune ceva CX. Are și el o limită, lasă la 17 HP pe Sin și mai probabil va fi fragul lui B, 14 la 6 și posibilă rundă de eco, deși ar putea să cumpere aici de la NLG. Văd și pe Alexa, incognito până acum, Alexa. Salut! CX e impresionant ca întotdeauna, poate nu ați avut ocazia să vedeți exact cum joacă coachul care până acum a fost la Nexus, dar îl vedeți în toate splendoarea acum, un hold asupra midului impresionant din partea jucătorului, acum jucătorului ex-coach Nexus. Și o să vedem acum și un force acolo din partea teroriștilor, mai exact NLG, No Limit Gaming. Nu cred că o să fie o problemă pentru noi, avem deja acel hold cu două polare care până acum a funcționat foarte bine pentru noi, să vedem dacă o să funcționeze și mai departe, vin utilitățile către site-ul B acum și să vedem dacă o să reușească băieții ceva. Cele din urmă nu este doborât, B acolo pe site și Sin, cu toate că a avut flash, reușește să-l doboare, bineînțeles, damage-ul utilităților a fost considerabil acolo pentru B și o să vină retake-ul cât de curând. Știm că suntem iscusiți cu acest retake asupra site-ului B, așa că nu o să-mi fac probleme că o să avem un impact destul de mare
Dar acum vedem o ipostază destul de interesantă pentru Nexus. Nu cred că alegem să capitalizăm pe acest retake. Într-adevăr, trebuie într-adevăr să fim extrem de cumpătați când vine vorba și de economie. Dacă vă aruncați un ochi în dreapta ecranului, o să vedeți exact despre ce vorbesc. Nu-și permit băieții noștri să le acorde și mai multe runde NLG, băieților de la NLG, așa că suntem destul de care era cuvântul? Nu avarca în Vitoria Lipan, Baltacu. E o chestie mai domoală așa, nu știu, Pop, dacă ți-aduci tu aminte ce vreau să spun acum, ceea ce nu se întâmplă, evident, dar suntem cumpătați. Nu-mi dau seama exact. Înainte să intrăm înapoi în rundă, mulțumim foarte mult, Jaxi Draid. Bine ați venit, prieteni. Suntem în ultimul meci din prima grupă. Nexus vs. NLG, echipele care au 1-1. Echipa care câștigă trece în play-off, echipa care pierde este eliminată. 14-7 scorul pe care îl vedeți pe ecran. Nexus este... harta aleasă de Nexus următoarea este Vertigo, aleasă de cei de la NLG, și deciderul este Mirage. În runda cu numărul 22... Stai puțin că ceva mă deranjează, Pop, deci nu pot să trec cu vederea acest aspect. Cineva mă corectează că Vitoria Lipan nu este din Baltagu, ci este din Enigma Otiliei. Doamne ajută cu tine la bac, atâta pot să spun. Nu zic mai mult, și mersi. Nici eu n-am extraordinar știi, dar asta știu și eu, tată. Nu e Vitoria Lipan cu... Pune Chifor Lipan cu ăștia, i-a dat cu Baltagu în cap, s-a dus, i-a tras direct. Păi. Sixe, totuși, din nou, în aceeași poziție de unde a făcut quad kill-ul mai devreme. Totuși, Sky vine și îl pune la pământ după doar un singur frag. Totuși, Imea are o poziție foarte bună aici, îl găsește pe PDY, mai este un jucător în top mid. Găsit semințe în site-ul B, Imea l-a pus la pământ pe Xen. Și vom avea o situație de 3 vs 2 aici, către site-ul B. Băieții noștri se strâng ușor-ușor, trage acolo din zona midului BDN, lăsat la 4 HP, face picul red, nu poate să-l pună la pământ pe Xelo, și tot greul stă în acest moment în spatele lui Ime, care vine din tunel, l-a scos B pe Sky și Ime îl pune la pământ pe red. Avem map point pe prima hartă pentru Nexus. Bravo, foarte bun, foarte bun retake-ul băieților noștri. Parcă au prins așa buz de când a intrat Jaxi cu Raidu aici. Parcă începem să închidem harta mai rapid. Nu glumesc, într-adevăr e meritul băieților noștri. Și am văzut că fiecare retake asupra site-ului B până acum, nu știu dacă ați fost atenți până în momentul de față, dar fiecare retake, chiar dacă am avut același inventar ca oponenții noștri, chiar dacă am fost în dezavantaj, chiar și în avantaj, am reușit să concluzionăm rundele în care a trebuit să facem retake. Asta ne aduce la 15 runde câștigate pe tabelă și doar 7 pentru NLG. Ultima rundă și map point pentru Nexus. Asta îmi place să văd oameni buni și hai cu love acolo pentru Nexus în chat, inimioare, și susținere pentru Nexus, pentru că astăzi ne luăm revanșa, oameni buni. Ascultați la mine că astăzi ne luăm revanșa și îi batem mai degrabă decât de cum s-a întâmplat ieri. Mergem mai departe cu ultima rundă din această hartă și Nexus arată foarte bine, după cum spuneam în momentul de față. Într-adevăr, un full buy pentru ambele echipe, dar știm că suntem mai puternici și nu numai în rafalele pe care le tragem pe hartă, ci și moral, aș putea spune, în momentul de față. Cu toate că jucăm la un anumit nivel, eu cred că are un impact semnificativ. Nu ești de acord cu mine, Pop? 100%, da, sunt de acord cu tine. Ce voiam să zic acolo, pentru băieții care spamează, știți acolo cei cu membru, aveți și un emote cu Nexus, așa ca un mic plug. Și mai văzusem foarte amuzant că a zis cineva că Vitoria Lipan în universul Marvel, nu știu exact, cred că e Thanos, de fapt. Avem, totuși revenim aici la match, 4 oameni de la NLG intrând din zona short-ului. Xelo ratează, ceva ce nu se întâmplă destul de des, dar a doua oară nu reușește să tragă. Flash-ul îl bulversează. Sin așteaptă push-ul din lower tunnel, se XE aici în duel. 13 HP, supraviețuiește Sin. Sen îl scoate pe Ime, red pe Xelo, vine B din top mid și îl pune la pământ pe Sin, dar mai au de scos încă 4 jucători și îl vedem pe semințe deja plecat în site-ul B. Va fi o rundă de save, B aici va încerca doar să mai scoată niște arme și ar fi foarte bine să scoată polarul lui red. Ar fi o armă pe care băieții de la No Limit nu cred că o să-și permită să mai cumpere încă o rundă. Totuși se strecoară ușor către top mid, 3 jucători de la
NLG nu e timingul bun pentru B și Red, îl pune la pământ, va reuși să țină de acest polar și vom avea 15 la 7. Iar băieții noștri nu vor avea foarte mulți bani. Eu sunt de părere că chiar dacă au avut câștig de cauză în cea de-a 23-a rundă, jucătorii de la NLG doar adaugă puțină greutate asupra sacului pe care îl poartă acum. E destul de greu, într-adevăr, să revii după 15 runde luate de Nexus. Așa că sunt curios să văd cum anume abordează ei acest avantaj pe care îl deține Nexus acum, care e destul de pregnant. Așa că în continuare cu Love acolo și cu emoji-uri, cu Nexus, urmați exemplul setat de Jaxi și Alexa. Așa că vedem că și jucătorii noștri acum o să încerce să apere cât mai bine acest map point. Cu toate astea, un entry făcut de jucătorul de la NLG și noi mergem mai departe cu un mic dezavantaj numeric. Dar vedem acum că vine și rotate-ul băieților noștri. Site-ul A este în atenția jucătorilor de la NLG. Acum Semințe trage până în T-spawn cu acel pe 250. Un miracol ar fi ajutat acolo să atingă. Dar știm cât de acurat este Semințe, atât cu spray-ul său, cât și cu gloanțele în general. Vedem acum totuși Sen doboară pe B. Nu vrem să le acordăm și mai multe kill-uri. Asta înseamnă niște dolari pentru NLG, ceea ce nu ar trebui să se întâmple acum. Dar nu există alte variante decât să obținem aceste, să intrăm în aceste dueluri. Dar Xelo știm că poate să întoarcă balanța în oricare din momentele ce îi se prezintă și în oricare situație care îi se prezintă, oricât de dificil ar fi. Și să-l vedem acum Excelo, polarul Nexus și unul dintre cei mai buni polari din țară, dacă nu cel mai bun, în opinia mea. Vedem acum și kill-ul făcut acolo pe Sky, double kill-ul, triple kill-ul de fapt pentru Excelo. Dacă judecăm și kill-ul dinainte, să vedem dacă o să obține mai multe de la această rundă. Nu o să vină acolo și PDY este mai precaut decât ar trebui să fie, judecând după arma pe care o salvează Excelo pentru runda cu numărul 25. În continuare 15 pentru Nexus și câștigă încă o rundă NLG. Mergem mai departe să vedem cât de mult pot avansa ei pe această hartă. Băieții noștri merg din nou pe o rundă de eco în jurul acelui polar, câteva pistoale upgradate și doar mure acolo pentru B și IME. Foarte agresiv ai Sky, însă Xelo își ajută cu echipierul să pună mâna pe o armă. IME are acum un AK, 4 jucători de la NLG se îndreaptă către site-ul B, acolo unde este doar CX-e cu un SP, dar va auzi aici zgomotele și va face rotația băieții noștri. Poate să fie puțin cam târziu, rămân doar 3 în viață, dar Red îl pune la pământ pe Xelo, vine și imediat din tunel, însă PDY este atent. Rămâne doar Semințe cu un Deagle și exact, era cel mai bun lucru pe care ar fi putut să-l facă aici Semințe în situația în care se găsea, a recupera polarul și dacă reușește să îl salveze, e foarte folositor în runda următoare pentru băieții noștri. Vom ajunge la 15 la 10, runda este terminată, încheiată pentru NLG, dar până la urmă să vedem dacă îl vor găsi pe Semințe, care se află momentan în T-spawn. Sin îi vine din spre site-ul B, este ascuns aici Semințe, îl pune la pământ pe Sin, dar nu cred că este atent aici la PDY. Pus la pământ Semințe, vor reuși să cumpere încă un polar fără nicio problemă și să vedem cum se va prezenta o rundă aici de la egal la egal, runda cu numărul 26. Posibil să revedem un double-up setup, să ridice acolo polarul și Semințe, deși parcă cu M4 se descurcă mai bine și cred că este și el de aceeași părere. Foarte bine spune Vlad acolo în chat și da, sunt de aceeași părere, chiar dacă nu e contextul potrivit. Dar Vlad spune un lucru foarte interesant și foarte bun de altfel. Hai să curgă like-urile acolo, să ajungem la 1000 de like-uri până ce acest match o să se termine. Să arătăm susținerea noastră, echipei noastre preferate, care este mai exact Nexus. Suntem peste 900 de oameni aici și cred eu și
am încredere în forțele voastre că putem să ajungem la 1000 de like-uri până când terminăm acest match, până când Nexus termină acest match și CX se face fix asta, double kill pentru el acolo, vine și Semințe cu aportul său, double kill și pentru Semințe, Xen rămâne ultimul în viață și suntem foarte aproape să câștigăm prima hartă din acest rematch, Dust 2 care a fost picul nostru, pică și Xen în cele din urmă, 16-10 pentru Nexus și noi mergem mai departe cu harta numărul 2 care este Vertigo, harta aleasă de NLG. O hartă foarte frumoasă jucată aici de băieții noștri. Așa, că mi-era frică că nu o să te mai vezi, gata, aici ești. Dar o hartă extraordinară făcută de băieții noștri, o hartă decisivă. Au fost în control Nexus în permanență și sunt foarte curios dacă va fi cazul și pe Vertigo, o hartă pe care băieții de la NLG au arătat teoretic mai bine decât Nexus ieri. Asta nu înseamnă că nu se poate schimba acest lucru astăzi, unde băieții noștri par mult mai bine închegați și Vertigo în continuare o hartă pe care băieții noștri o stăpâneau destul de bine. Într-adevăr, chiar vreau să văd acum cum arată duelul de astăzi între NLG și Nexus pe Vertigo, să vedem dacă sunt la fel de pregătiți precum au fost și ieri NLG și în aceeași măsură dacă o să aibă acel timing pe care l-am văzut ieri. Au avut un timing excepțional în majoritatea fazelor importante și în general toate mișcările noastre de lurking sau de a surprinde echipa oponentă prin flancurile deschise pe care le vedeau băieții noștri s-au terminat în reușite pentru NLG. Ce fac eu acum? Da, trebuie într-adevăr un upgrade la cameră. Bine, asta e și din cauza că acum e destul de folosită această camera mea. Așa că o să vedeți cât de curând un update, poate și la microfon, poate și la cameră, poate în general. You never know. Dar e bine de altfel. Tu, Pop? Foarte bine, foarte bine. Vorbeam acum cu Bill, întrebam cam cât ar trebui să fie pauza dintre hărți. A zis cel mai probabil cam vreo 10 minute maxim. Deci să vedem, aveți timp acolo să vă duceți, vă luați și adăbăut, să vă duceți până la toaletă și să reveniți ca să urmăriți cea de-a doua hartă. Sunt foarte curios. Ieri am avut Vertigo prima hartă, dacă nu mă înșel. Parcă Vertigo a fost prima hartă și abia apoi a fost Mirage. Și exact cum Nexus păreau un pic mai puțin motivat, să spunem așa, poate o mică problemă de cum să spun eu, de moral pe Mirage, din cauza că probabil din cauza ce se întâmplase pe Vertigo, sunt curios dacă win-ul pe această primă hartă îi va motiva mai mult pe ei să lupte pe Vertigo și va demoraliza pe cei de la NLG sau vom vedea doar un match mult mai strâns decât cel de ieri? Ce crezi, Seandu? Eu cred că o să fie mult mai strâns doar din pricina faptului sau datorită faptului că acum am avut un câștig de cauză detașat pe Dust. Într-adevăr au reușit să obțină sau să câștige câteva runde spre final de hartă, dar cred eu că pleacă cu un mic impediment moral energie. DNP, love ca întotdeauna, zice, poți face upgrade la ce dorești, dar tu să nu te schimbi, așa că te văd acolo. Să vedem ce se mai întâmplă în chat. Flav, avem timp și de rugăciuni. Poți să bași niște mătănii. Dacă faci 100 de metri garduri, te duci și pui și un acatis la cea mai apropiată biserică. Nu-i problemă. Mă bucur că ai aceleași căști ca mine, Ștefan, că de curând sper să fac și eu un upgrade. Și Chris, legat de dacă sunt mai multe meciuri astăzi, o să vedem acest best of 3 și dragă Pop, mai sunt alte meciuri la care joacă Nexus astăzi? Nu, este ultimul best of 3 de azi, a fost cel dinainte cu Hollywood și mai este ăsta și după aceea se încheie meciurile de astăzi. Nu știu exact care e programul la playoff, știu că în același timp cu noi a început să se joace grupa B,
Ceea ce înseamnă, mă aștept săptămâna viitoare să înceapă play-off-ul, așa că dacă Nexus câștigă acum cu NLG, probabil îi vom vedea în cadrul aceleași competiții săptămâna viitoare. Ce voiam să vă spun, dacă nu ați fost mai devreme pe stream sau pe, în cadrul Best of 3-ului trecut, mâine de la ora 11 Nexus joacă cu Case în cadrul Shadow League Season 1. Acolo nu au, nu au drepturi decât organizatorii, dar dacă vreți să vă duceți să-i susțineți acolo, o să-i găsiți acolo pe HGTV, găsiți meciul și intrați mâine la ora 11 dimineața, destul de devreme pentru, pentru băieții noștri, mai ales că acum e deja 9, mai e cel puțin o hartă, cred că după ce se termină acest Best of 3 se bagă la somn pentru meciul de mâine cu, cu o echipă care are în componența ei 5 brazilieni. Foarte interesant, am tot văzut tot felul de echipe. Mai era o echipă din Brazilia care se mutase în Europa înainte, era echipa lui Leo Dranchi cu, nu mai știu exact, cu Exit, dar nu cel de la Cool Gaming, Exit brazilianul, asta era, țin minte că de-asta-i ținuse în minte, că l-aveau pe un jucător, îl chema Exit și era Exit Cool Gaming. Well, eu știu că CS-ul din Brazilia este destul de puternic acum, adică avem exemple ca, MIBR, care încă activează bine, nu au mai avut un succes teribil în ultima perioadă. Vedem și Forze, dacă nu mă înșel, tot o echipă, tot o echipă brazileană sau nu? Anyway, Forze nu, ideea... Săruși. Da. Furia, ideea pot, că... probabil Furia, Furia. La Furia, da. Furia, da, Furia, ai dreptate. Uite, și Nakamura spune pe cea Furia, da, într-adevăr, Furia mi se pare, eu sunt mare fan Furia, adică mie mi se pare că băieții aia, Chiserato sau sau Vini, sunt excepționali, adică sunt extraordinar de acurați, sunt foarte bine poziționați pe hartă și mi se pare că acel Chiserato are un crosser placement ieșit din lumea asta, e extraterestru cumva, așa că eu tind să cred că CS-ul brazilian e destul de puternic, dar în aceeași măsură și CS-ul românesc avansează din ce în ce mai mult. Dacă v-ați uitat recent pe diferitele informații care se învârt pe Instagram, vedeți că avem, dacă nu mă înșel, peste 10 echipe românești în SEA, atât în Open cât și în Intermediate, în Main și bineînțeles mai departe de Main este Nexus, care este în Mountain Dew League. Așa că... mi se pare că e Game Agents in Advanced, nu știu exact. Parcă în Advanced erau. Așa avem impresia că sunt ei în Advanced, Nexus sunt Premier și restul sunt Main, Intermediate și Open. Dar și chiar mă uitam pe Instagram și vă vedeam foarte multe meciuri, foarte multe rezultate la echipe românești, foarte, foarte mișto. O să trecem și pe joc, dar continuați acolo ideea. Mihăiță, te văd în chat acolo. Să știi că mă uit destul de mult la CS în general. Bineînțeles, nu sunt la același nivel cu cunoștințele tale despre CS, dar încerc și eu din răsputeri să aduc ce informații îmi trec mie prin cap. În cazul în care greșesc, bineînțeles, băieții sunt întotdeauna foarte, foarte critici și îmi spun exact ce am greșit, așa că vă mulțumesc pentru chestia asta. Așa că eu acum, tot ce îmi trece mie prin cap în momentul ăsta este doar deznodământul acestei hărți. Oare o să putem să concluzionăm cu un 2-0 concret sau o să fie într-adevăr derby pe Vertigo? I-am văzut ieri pe NLG și într-adevăr sunt o forță de temut pe această hartă, dar soarele este pe strada noastră astăzi și am văzut asta în meciul versus Hollywood, 2-0 la hărți. Am văzut asta și în harta precedentă pe Dust 2 în care am dominat. Da? Tanta? Da, sunt aici. Ok. Iar te interup și nu se mai auzea nimic, nu știu ce s-a întâmplat. Mother of Lord. Da. Ce ești voiam bine, eu să spun este că... Unde, cam pe unde așa m-am întrerupt, că eu am plecat cu ideile. Era, începeai un cuvânt. Ai zis de 2-0 pentru Hollywood, okay. Și după aia ai început, okay, să...
Ok. Da, Mihăiță, mă și joc așa. Sunt chiar suprim, adică, bine, noob, dar chiar mă joc așa un pic. Dacă vrei, putem să jucăm oricând ai tu timp liber și poate o să te car din silver, cine știe. Dacă o să fie egal, da, dacă o să piardă Nexus această hartă, o să mergem pe cea de-a treia și anume Mirage. Yep. Live v-a spus Pop mai devreme, Mișu, salut. A spus Pop mai devreme că o să fie meciuri și mâine, o să fie unul chiar dimineață, undeva, mă rog, pe la ora 11. Noi nu cred că o să fim. Nu, versus Case nu avem drept. Nu, versus Case nu au decât organizatorii drepturi. Adică n-au dat drepturi pentru alți casteri. Bă, ce are doamna mea? A apărut o reclamă pe YouTube. A început să-ți vorbească cineva. Zic, bă, dar cine vorbește în engleză? Nu, cel mai probabil continuarea turneului în cazul în care Nexus trece mai departe este săptămâna viitoare. Intrăm deja în hartă. Să dau și un restart. Da, cred că intrăm direct în runda de pistoale. Bun. A doua hartă, oameni buni, Vertigo, map-ul băieților de la NLG. Să vedem cum vor sta sorțile acestui derby astăzi, după cele întâmplate ieri. Să vedem acum ce strategie adoptă NLG. Vedem aici, îi vedem în rampă, să vedem dacă o să ajungă mai departe de acolo. Știm că Nexus la pistoale nu ratează și știți voi ca cine și în ce an. Așa că o să mergem mai departe cu B, care este pe variant acum și îl doboară pe Red. După cum spuneam, CX, one tap acolo și el pentru Sky, dar totuși rămân în viață Xen, PDY și Sin. Să vedem dacă o să reușească mai mult de atât acești trei jucători, acest trio care nu pare să aibă sorți de izbând acum, dar o să vină și utilitățile către site-ul B în momentul de față. Nu este nimeni, este un singur jucător la coadă acolo, îl vedem pe Xelo, trage Xelo acolo și o să facă double kill-ul până la urmă. Un double kill impresionant pentru Xelo și închidem aproape prima rundă. Triple kill pentru Xelo până la urmă. A fost greșeala mea, n-am văzut și ultimul jucător. Deja eram cu boi în căruță în prima rundă. Așa că 1-0 pentru Nexus și mergem mai departe cu aparent un force pentru NLG. Curios să văd ce o să se întâmple mai departe. O rundă flawless, o rundă foarte bine jucată aici de băieții noștri. Vreau să-i spun, Cătălin, bada o să fie transmis pe HDTV, găsești meciul de mâine între Nexus și Case, o să apară acolo toate linkurile de care ai nevoie. Bun, după cum spuneai și tu, NLG forțează și din nou se îndreaptă cu trei jucători destul de rapid către panta site-ului A, acolo unde este Smoke, aruncat de băieții noștri, și B va fi prins aici de către Sky. Totuși spamează ai noștri acolo Xelo, double kill-ul, PDY îl scoate pe semințe, CX totuși îl pune la pământ pe Xen și Sin este în zona midului. Trebuie să aibă grijă băieții noștri, nu este știut jucătorul de la NLG, îl pune la pământ pe IM, site-ul B este liber în acest moment. Sin a ratat acolo o săritură și CX îl va auzi, îl pune la pământ pe jucătorul de la NLG. PDY recuperează bomba și își îndreaptă atenția către panta site-ului A. Dacă țin bine minte, ăsta era... Hai că am ținut bine minte, nu mai știu care bind era, dar nu contează. Îl vedem noi acolo că se duce către site-ul A. Ajunge ușurel, va reuși să planteze cel mai probabil și e un plan destul de important, mai ales că e rundă de force buy. Rămâne într-o situație de 1 vs 2, iar băieții noștri își vor da seama acum că apără site-ul greșit. Îl văd și pe Cianchi acolo în chat. Cianchi, am și o întrebare, ți-e dor să ții timeout de la Denisa? Atât voiam să zic și salut. 2 versus 1, într-adevăr, se plantează bomba. Sunt total de acord cu tine, Pop. Banii nu strică niciodată după bomb plant. Așa că o să vedem cât de bine poate să țină acest PDY. Știm că e destul de exclusiv cu acel Deagle și o să vedem acum. Îl doboară acolo pe Xero. Să vedem dacă îl doboară mai departe și pe CX. Trage CX, se află acum la sandbag și să vedem doi dintre aceștia doi. CX trage, are doar 13 gloanțe și îl doboară în cele din urmă pe PDY. 2-0 pentru Nexus după o rundă care părea să fie aproape de câștig de cauză pentru...
N-a avut timp până la urmă, mă iertați, n-a avut timp până la urmă să exese, să vină și cu difuzul și ce mișcare acolo din partea jucătorilor de la NLG reușesc până la urmă să obțină câștig de cauză în cea de-a, în cea de-a doua rundă, doar din pricina poziționării jucătorilor noștri erau destul de departe, a venit foarte greu și retake-ul s-a poziționat foarte bine pe DIY acolo și a așteptat inamicii să intre în țintă. 1-1. A tras foarte bine acolo de timp, într-adevăr, și sunt mândru că am găsit și camera. Ime, picul în zona midului, nu vede pe nimeni, totuși PDY acolo, sunt rupte picioarele de acel Deagle. Lăsat la 36 HP, deja a schimbat arma cu echipierul său, Xelo, pregătit aici de dueluri. Îl câștigă doar pe primul. Trage acolo Xen cu acel Mach 10, Sky a urcat și el aproape de variantă Sin. Se apropie aici de semințe, din nou acel Deagle care a rupt câteva picioare mai devreme, CX, îl găsește pe Sky, la urcarea în variantă este totuși încă un jucător în panta site-ului acolo unde așteaptă să mai facă o mișcare greșită băieții noștri. Să vedem dacă asta e mișcarea și Xen reușește un double kill. Site-ul ăla este liber în acest moment și se vor roti. Băieții noștri însă sunt băieții cu câte un Deagle fiecare, un mic molotov ratat acolo, dar în urmă vor putea pune stăpânire pe site. Dacă nu are ceva de spus, Ime, semințe, a recuperat FAMAS-ul și cred că va încerca să țină de el. Să vedem acum cum o să se descurce semințe, o să vină tiptil în spatele, nu, nu o să mai vină, așa că nu o să continui ideea asta, o să aleagă să salveze acel FAMAS și restul utilităților din inventar. Așa că, mă iertați, o să avem cea de-a doua rundă câștigată de NLG pe Vertigo, după ce inventarul lor nu arăta extraordinar la început de rundă. Am văzut că se descurcă foarte bine în variantă și în pantă atunci când atacă site-ul A NLG, așa că poate ar trebui să consolidăm puțin apărarea în site-ul A, dar până acum nu putem să deducem foarte multe din acest match. Suntem de la egal la egal acum și așa arată și rundele de pe tabelă. Băieții noștri nu cred că vor forța în jurul acelui FAMAS, nu e chiar cea mai puternică armă și cel mai bine își țin banii pentru runda următoare. De partea cealaltă stau destul de relaxați energii cu banii, au și loadout-ul foarte plin și din nou 3 jucători către site-ul A. Acolo, Xelo, superb în mid, îl pune la bând pe Sin, care se ascundea după generator. Ime rapid, pune mâna pe acel AK și deja începe rotația către site-ul A, totuși trebuie să aibă grijă. Au lăsat site-ul B complet liber, acolo unde atacă de fiecare dată PDY, de unul singur, verifică și ar putea fi o mică problemă pentru băieții noștri care mizează cu totul pe acest site A, unde deja încep să se retragă băieții de la NLG. Și își dau seama și băieții noștri de acest lucru. Smoke venit aici din partea lui PDY pentru a bloca accesul către server. Pot face ei noștri pic acolo pe margine, însă trebuie să aibă foarte mare grijă. Totuși Red, headshot-ul lui PSXE, trage aici Red prin Smoke, dă niște damage, însă nu se concluzionează într-un frag momentan. PDY reușește să facă double, triple kill-ul acolo pentru PDY, dar BTN în sfârșit face trade-ul 2 versus 3 acum și trebuie să punem mâna pe niște arme. Nu cred că o să fie un câștig de cauză pentru Nexus acum, da, și vedem și această chestie. Un ultim jucător rămas acolo în site care să scoată și mai multe arme, se duce foarte intuitiv acolo B după jucătorii de la NLG și îl doboară acolo pe Red. Să vedem dacă poate să obțină și mai multe lucruri acolo B, până la urmă rămâne în viață și să vedem dacă e doborât de către Sky. Dar foarte bună inițiativa lui Bia acolo și foarte bine gândit din partea capitanului Nexus. O să avem 3 runde pentru NLG și este aceeași postază pe care am văzut-o și ieri. NLG începeau la Tero, pe când Nexus la City.
Așa că vedem acum că încep să se distanțeze ușor, ușor acești jucători de apărarea pe care putem noi să o oferim în momentul de față. Și acum o să vedem un full buy pentru ambele echipe și Semiți acolo în continuare destul de agresiv la scări. Să vedem cum o să răspundă mai departe teroriștii. Vedem în continuare aceste mișcări agresive către site-ul A acolo. Într-adevăr, nu sunt doar mișcări de a obține info sau de a prezenta situația cât mai clar și cât mai acurat pentru echipa lor, dar se concretizează din ce în ce mai mult acest avans. Avem un singur jucător acolo la Sandbags, Semințe în continuare în scări și să vedem cum o să iasă acest push din partea NLG, un pic mai domol avansul lor decât în rundele precedente, și vedem că sunt extrem de precauți când se confruntă cu un full buy Nexus. Așa că sunt extrem de curios să văd dacă o să decurgă în aceeași instanță și acum hold-ul Nexus, dar un trade făcut acolo de jucătorii ambelor echipe, Xen double kill pentru el, vine și se XE acolo cu kill-ul. 3 la 3 în momentul de față, un singur jucător avem în site-ul B acum și să vedem cum o să se descurce Semiți acum cu acest lărg, aș putea spune, către site-ul A, dar atenție mare pe jucătorii care sunt deja în site-ul A și în aceeași măsură și către teroriștii care avansează ușor. Unul se află acum în variantă și o să vină și celălalt jucător să îl susțină. Vin și utilitățile de rigoare și să vedem cum va fi acest asalt asupra site-ului A și dacă o să dea roade cum a făcut și în rundele precedente. Se intră cu pași mici acolo, Wall of Smokes, care într-adevăr a funcționat foarte bine pentru ei în trecut, dar este Inea acolo, o variantă care se oprească, bate și XL-ul acolo un om, să vedem dacă o să reușim să-l doborăm și pe PDY, să urcă pentru ei acolo pe site, dar în cele din urmă Semințe vine cu întreaga rotație din site-ul B și reușește să pună la pământ ultimul jucător de la NLG. 3 la 2. Nu prea mai sunt așa mulți bani în bancă NLG, nu știu cum să vă spun. Merg pe un AK și 3 macuri, încă un P250 pentru Red. Parcă scârție puțin economia Nexus dacă reușesc să elimine, să îi învingă pe băieții de la NLG în această rundă. Ar trebui să îi bage într-un eco, totuși este un play foarte rapid către site-ul B, un play surpriză, mai ales din cauza acestor 3 Mac Denuri. Și sunt eliminați primii doi jucători de la Nexus, deja se luptă acolo Xen și Sky, îl pun la punch pe CX. O situație 5 vs 2 în 20 de secunde de când a început runda. 100% o schimbare de playstyle care surprinde pe Nexus. Rămân B și cu Xelo aici destul de aproape, B ar putea să scoată aici pe Sky și chiar asta se întâmplă, însă băieții de la NLG sunt la vânătoare. Aducem acum situația mai aproape de echilibru prin Xelo, care doboară un jucător, să-l vedem totuși pe Red. Nu este el jucătorul care face lurk în general, dar Xelo este acolo să-l întâmpine, o să-i se vadă și barrel-ul oare cât de curând. Nu-l vede Red acolo pe Xelo, dar sunt curios să văd cum o să decurcă duelul dintre aceștia doi. Până la urmă îl vede Red pe Xelo și nu reușește să-l doboare jucătorul nostru. Așa că noi mergem mai departe cu 4 pe tabelă pentru NLG și... economia într-adevăr nu este extraordinară pentru noi. Continuă tu, Pop, că strănut. Sănătate. Sper că nu ți-am zis înainte. Jinx, ba da, mamă ce nasol e. Am crezut că te-ai dat pe mult și că ai strănutat deja și pare rău. Rundă de eco pentru băieții noștri, doar acel famas al lui Vii mai rămâne. Dar totuși Sin, două fraguri cu macul Red, l-a scos deja peste XE, vine B în panta site-ului ea, totuși trebuie să aibă grijă cum își alege duelurile, pentru că acel famas nu poate să facă chiar atât de multe câte am vrea cu toții. De partea cealaltă, Semințe a pușat ușor din site-ul B, totuși Sin prinde aici în off angle și îl pune la pământ pe jucătorul de la Nexus. B ascuns acolo în capătul site-ului ea, are... 4 jucători care vin destul de supărat spre el, dar cel care elimină va fi Red. Încă o rundă pentru No Limit Gaming și putea spune sincer că din câte vedem, Vertigo este harta main a No Limit Gaming, posibil. Posibil.
Într-adevăr. Și văzusem ceva în chat acolo. B are extrem de multă responsabilitate asupra gamestyle-ului Nexus în general, cât și la ce se întâmplă pe hartă. Este IGL în aceeași măsură, fără coach în momentul de față. Așa că, având toate lucrurile astea în vedere, este extraordinar de greu să și performezi, să și îți coordonezi echipa și să o conduci în aceeași măsură. Deci, un efort impresionant din partea lui B și am văzut în fiecare meci aduce un impact extraordinar. Nu numai asupra ce vedem pe ecran, cât și ce se întâmplă în spatele ecranului și mai exact în comunicarea jucătorilor, dar se exe foarte bine acolo în variantă, devine agresiv exact când trebuie să devină agresiv și se vede asta prin rezultatele pe care le-a adus până acum în acea poziție. Mai departe avem 3 jucători și primul hold bun pentru Nexus în momentul de față. Nu trebuie să-i lăsăm să-și facă jocul, să arunce utilitățile. Îl vedem și pe Imea acolo, poziția care îi place cel mai mult pe Vertigo. Xen și Sin rămași ultimii în viață și să vedem dacă o să reușească ceva. Xen acolo, ce flick din partea lui către B. 3-2 în momentul de față și să vedem dacă există șanse de izbândă pentru NLG în această rundă, care avem avantajul numeric. Sin acolo doboară pe semințe, Ime vine și el cu trade-ul. Ultimul jucător este pe site-ul ăsta, se urcă Xen acolo pe cutii, este doborât în cele din urmă de jucătorul nostru și aducem 3 runde pe tabelă. Rundă foarte bună luată de băieții noștri. NLG în acest moment pot susține un bai destul de lejer și cred că dacă vor planta bomba, ar putea chiar să mai susțină unul în cazul în care băieții noștri câștigă. Totuși, trebuie să aibă grijă băieții noștri. Ce vor ei este să-i ducă pe cei de la NLG într-o rundă de eco, cât să poată să recupereze și să-i depășească, de ce nu, mai ales pe partea de CT, partea teoretic mai ușoară pe hărțile de defuse. Se aruncă aici utilitățile în variantă, vine și flash-ul din partea lui B, este și smoke-ul prezent acolo în panta site-ului A. Din nou același setup îl vedem în continuu de la NLG. Erau 3 jucători 3-1-1 practic. Văd că totuși erau 2-1-2 organizați hold-ul mid P și A. Totuși aici pune presiune PDY pe băieții noștri la site-ul B, acolo unde nici nu pare că vor să intre, doar așa cât să îi atâțe puțin, cât să mai atragă un jucător sau poate chiar doi, de ce nu, după cum vedem sunt 4 jucători axați pe site-ul B, dar totuși se vor prinde repede băieții noștri că e vorba de A. Să vedem care va fi deznodământul. Încă nu au reușit să dobândească controlul asupra niciunea dintre site-uri în momentul de față NLG și văd că în continuare încearcă site-ul A, vin și utilitățile. Poate acum vedem ceva schimbare în rândurile Nexus, vedem că nu mai suntem atât de agresivi cum eram înainte și vedem pe Xelo acolo care deschide seria fragurilor, vine și CX să-l ajute din spate, 2 kill-uri deja pentru băieții noștri și să vedem dacă CX bate acolo variantă pe PDY și se întâmplă asta. Entry fragger-ul celor de la NLG este doborât și vedem acum pe Red, care într-adevăr este un pericol destul de mare. Am mai văzut un situație de clutch și știm că poate să facă chestia asta, dar noi avem deja 2 jucători acolo care sunt extrem de precauți și respectă skill level-ul lui Red, dar Red face încă un kill acolo, îl vede și pe ultimul jucător al nostru, este foarte low acolo Red și ar trebui să jucăm pe cât de încet posibil și Ime tinde să mă contrazică, îl doboare instant pe Red, așa că o să aducem 4 runde pe tabelă pentru Nexus și arată destul de promițător acest city side pentru Nexus până acum. Foarte bună runda asta, foarte bună roată de băieții noștri, au reușit să planteze totuși NLG, vor cumpăra aici, dar încep ușor să simtă să se simtă aceste runde pierdute, încep să scadă banii și data aceasta nu mai este o rundă cu 3 macuri, deși încă sunt 2, deci ar putea să fie din nou o schimbare de playstyle, un rush destul de rapid, să-i spunem, dacă nu e cumva pleonasm, poate chiar către site-ul A și chiar cred că ăsta este planul. Vin și flash-urile lui Sin, dacă ar și pleca din mână și vor ataca cu putere site-ul A, acolo unde B în variantă trage foarte puternic, însă nu găsește pe nimeni prin acel smoke. Trebuie să ai grijă, totuși este băgat cineva în acel smoke, este vorba de PDY care stă în colț acolo, se așteaptă să iese la această poziție, totuși vin smoke-urile. Sunt apăsați băieții noștri aici de către Red și vor fi prinși ca într-un sandwich, să-i spunem așa. CX rămâne pe poziții, un frag și un headshot pentru el și în acest moment se calmează lucrurile.
Până atunci v-aș ruga ca moderatorii din chat să răspundeți la întrebările precum ce s-a întâmplat cu Raga sau de ce SX în line-up sau dacă rămâne SX. Vă rog să preluați voi întrebările astea de acum încolo încât să știe toată lumea exact ce s-a întâmplat și să-i direcționați către informație cum ar fi platformele noastre de conturile noastre de socializare. Bun, revenind la meciul nostru 4 vs 4 și în continuare arată foarte bun hold-ul setat de noi. În continuare, în variantă, jucătorii de la Energy. Să vedem acum, nu întâmpină niciun pericol iminent aici jucătorii de la Energy. Ne uităm către rampă și trage către două cutii acolo Red, dar nu se întâmplă nimic. Se luiește cu polar acolo, să vedem câte kill-uri să obțină. Shoulder pick-ul băieților de la Tero și până la urmă este pus la pământ Xelou. Doi jucători rămași în viață pentru noi, foarte acurați acum în această rundă teroriștii, mai exact NLG, dar la fel și noi. IME acolo bate doi jucători și Semințe vine și el cu aportul său. Să vedem dacă IME bate și pe al treilea, nu se întâmplă. Sin este acolo, să vedem dacă Semințe acum are câștig de cauză și da, se întâmplă chestia asta. 5 la 5 pe tabelă o să fie cât de curând după ce vine și difuzul lui Semințe. În continuare vedem că abilitățile individuale ale jucătorilor noștri primează în detrimentul lucrului sau muncii de echipă pe care o prezintă acum NLG. Așa că o să mergem mai departe cu Nexus care arată foarte bine astăzi pe Vertigo. Am avut mai devreme 4 runde, mergem către 5 și economia celor de la NLG nu arată extraordinar în momentul de față și cred că o să fie un impediment pentru ei către următoarele două runde. Superb retake făcut acolo de băieții noștri. Foarte bine s-au poziționat repede până începe acțiunea Semințe. Era mai în spate, nu știu exact cine a dat defuse. Totuși Semințe din nou un frag full flash, vine și Xelou aici să-l ajute. Un molotov îl repoziționează și pe Xelou, la fel ca și pe Semințe. Totuși sunt pistoale, așa că trebuie să aibă grijă în plus forță să băieții noștri. L-a scos Xelou, încă un frag pentru Xelou, triple kill pentru el. Sin l-a scos între timp pe IME, dar Xelou ce quad kill face aici pe runda de anti-eco. Și Nexus ajung în avantaj 6 la 5. Să revin la ce ziceam mai devreme. Acolo la retake-ul acela rămăseseră 2 vs 1. Foarte bun bait-ul cu difuzul, pentru că s-a dus IME să se bată asta, iar fi sugerat jucătorului de la Tero că nu IME este cel care a dat difuz și Semințe s-a poziționat și el extrem de bine. Totuși vom vedea o rundă de la egal la egal și o rundă în care NLG sunt pasibili de încă un eco. Vedem deja Xelou din ce în ce mai mult impact din partea lui și într-adevăr se simte hype-ul, chiar e relaxare pentru mine acum după muncă și mă bucur să văd că băieții noștri o duc atât de bine, au câștigat meciul de astăzi versus Hollywood, au câștigat și harta de pe Dust decisiv și vedem că se descurcă extraordinar acum și pe Vertigo, dar Red își spune cuvântul lui, vrea să fie auzit aici și cred că știe și de poziționarea jucătorului nostru, mai exact IME, care se află în site, face primul kill acolo IME, să vedem dacă o să facă și mai multe. Pleacă hype-ul IME, double kill pentru el. Mai departe îl ținem în continuare în focusul nostru pe IME, dar este doborât în cele din urmă de către Sin. Să vedem dacă 3 vs 2-ul de pe din fața ochilor noștri o să fie în avantajul nostru acum și cu siguranță dacă ne gândim acest avantaj numeric ne ajută. Este prins acolo CXE de către Sin, dar băieții noștri se descurcă extraordinar. Trade foarte bine făcut din partea noastră și un hold și către site-ul B și demonstrăm că pe aici nu se trece. Foarte bine au făcut acolo băieții noștri double pick-ul și au făcut fraguri de exact cum a trebuit, superb executat de către Xelou și XE, dacă nu mă înșel, sau e posibil să nu fi ținut minte exact, dar nu e nicio problemă. Exact cum spuneam, eco pentru NLG, vor opta din nou pe un play mai rapid de data aceasta către zona midului, doi jucători acolo care atacă puternic, CX pus la pământ, totuși vor fi două fraguri ușoare pentru Semințe aici și băieții noștri ies în avantaj, mai vin doi jucători dinspre scări în acest moment, este pus la pământ IME de pe 250 lui Red, totuși Semințe s-a repoziționat impecabil și Semințe trage aici încă două fraguri pentru el, foarte aproape Semințe aici să facă ace-ul pe trade-uri. Superb jucat și de el. Sin îl lasă acolo destul de low pe Semințe. Vine B aici, desigur știe și el că e o rundă de eco și trebuie să fie și B acolo unde este acțiunea pe o rundă de eco. 8 la 5, intrăm în penultima rundă din prima jumătate. Let's go Nexus! 8 runde pentru noi și într-adevăr ai foarte mare
foarte mare dreptate, nu știu exact ce ne-a scris în chat, dar arătăm mult mai bine pe Vertigo astăzi decât am făcut-o ieri. Asta mă bucură enorm și se vede că băieții noștri învață din greșelile pe care le fac sau care se întâmplă fără ca ei să poată controla asta. Să-l vedem mai departe pe B acolo cu picul în panta site-ului, al vedem că doboară acolo pe Sky. Mai departe B se retrage, foarte bună poziționarea lui acum, vrea și mai multe, să cauzeze și mai multe daune în rândurile NLG, dar aici un contact direct, un război de gherilă între jucătorii noștri și NLG. Încă un kill făcut de B, dar vine Red cu trade-ul. Xelo face și el un kill acolo și suntem iar 3 versus 2 și am câștigat cam toate ipostazele în care noi eram în număr de 3, iar echipa oponentă în număr de 2. Să vedem dacă mă înșel sau dacă chiar o forța necesară NLG să revină în această rundă după ce cei trei jucători lor au fost doborâți, dar îl vedem pe Sin și pe Red în viață. Sunt niște oameni care ne pot pune niște piedici în roate. Dar cu toate astea, băieții noștri nu se clintesc acum și să vedem cum o să se descurce aici Red versus jucătorul nostru, bate acolo pe Xelo, dar RSX se face trade-ul foarte frumos din partea lui. Țin o să fie ultimul care o să vină la bătaie aici și la ude semințe. Știu exact poziționarea acestui jucător. Bomba este în inventarul nostru, trage CX până la urmă, foarte, foarte pragmatic acolo și îl doboară pe Țin. 9 pentru noi și intrăm în ultima rundă din această primă jumătate a celei de-a doua hărți. 9 la 5, o jumătate extrem de bună în care au revenit băieții noștri decisiv, aș putea spune. Vedem acolo 7 runde luate la rând de către Nexus și parcă a fost așa un meci mai ușurel la început sau s-a luat un meci mai ușor, dar după a început a crescut în intensitate și băieții noștri s-au ținut foarte bine în spatele celor de la No Limit Gaming. Dragii mei, aici un cut pe mid, știe când să se repoziționeze, știe când cum să-și ia duelurile și superbii mei aici, double kill fără să fie atins, avantaj de 2 oameni, full HP pentru toți jucătorii de la Nexus. PDY va recupera bomba și se va strânge alături de Quick PD săi, care sunt deja în variantă, dacă nu mă înșel. Strecurați acolo, trage aici CXE, headshot și lui Zen, superb double kill din partea lui CXE și rămâne doar PDY într-un 1 versus 5. Îl scoate pe CXE, double kill-ul pentru PDY și PDY ne spune aici să nu îl scoatem din schemă. Într-adevăr, PDY foarte mult impact a adus de acest jucător, mai ales de entry-urile pe care le-a făcut ieri, dar Xelo închide prima jumătate a acestei hărți. O să mergem mai departe cu un Nexus posibil la fel de puternic pe partea de Tero cât și cum au fost pe partea de City. Să vedem acum ce strategie adoptă ieri, dacă vă aduceți bine aminte, ieri au câștigat cea de-a doua rundă de pistoale NLG și acum nu știu exact ce să zic, dar nu prea mă simt în forță să castez și runda asta de pistoale în engleză, așa că îmi păstrez forțele poate pentru o altă rundă, cine știe. Ziceți-mi în chat acolo dacă mai vreți o rundă de engleză, mai dăm așa niște trick and treats. mai bine zis. Uite, deja Luffy zice că nu vrea. Ok. Bine, bro. Bun. Mergem mai departe cu prima rundă de pistoale, după cum spuneam, să vedem cum o să fie hold-ul celor de la NLG. Este un singur jucător acolo și mai exact Sky, care se uită în panta site-ului, trage și nu reușește să pună la pământ pe nimeni. Nu foarte multe daune cauzate de acesta, sunt cam în aceeași măsură. Să vedem acum cum se descurcă băieții noștri și dacă decide să se retragă și să abordeze alt obiectiv al acestei hărți. Într-adevăr, asta se întâmplă, este un joc tactic în cele din urmă. Și cu toții știm asta. Se grăbesc băieții noștri, într-adevăr. Se îndreaptă ușurel către panta, către scara site-ului, bine mai bine zis, acolo unde a venit și cel de-al treilea jucător. Și parcă băieții noștri simt ceva, parcă nu este planul corect și planul pe care ar trebui să-l abordeze. Și îndreaptă atenția către site-ul A, acolo unde ar putea face un mic split, semințe, va arunca aici smoke-ul. Le va
Îi va păcăli 100% pe băieții de la NLG, iar ușor-ușor își coresc drumul băieții noștri către site-ul A. Îl scoate IME pe Sky în zona midului. Este un singur jucător de la NLG aici în site-ul A. Este vorba de Red, care este eliminat de CX și avem avantaj de un om cu bomba plantată. Băieții noștri trebuie doar să stea safe. Se luptă tocmai de la Sage, de acolo un jucător de la Nexus Sen. L-a scos pe CX pe DY pe IME. Îl scoate Zen și pe B și rămâne Xelo foarte rapid. 1 vs 3, dar un singur glonț pentru Xelo. Și runda este întoarsă rapid de cei de la NLG. O rundă bună, un retake foarte bun pentru NLG și eu aș fi vrut să laud acum colorile pe care le-a dat B sau pe care le-au dat jucătorii în sine în runda de pistoale. Părea că avem deja situația în avantaj. Uite, băieții de pe chat, următoarea rundă promit că o să o casteze în engleză dacă mă acoperă fratele Pop până când revin imediatamente. Sigur, sigur, nicio problemă. Revenim, dragi prieteni, runda cu numărul 17, trage aici IME și îl pune la pământ pe PDY. Este un force buy din partea băieților noștri și e un force buy binevenit, mai bine zis, CX în panta site-ului A, pregătit acolo să țină un potențial push. Vine și B alături de el cu bomba și trebuie să aibă foarte mare grijă. Sky, cred că este totuși în variantă, nu cred că este coborât. Ba nu, este coborât acolo lângă băieții noștri. Atunci când vor pușa, vor trebui să aibă mare grijă la jucătorul de la NLG. Sunt trei jucători care sunt destul de aproape de site-ul B, acolo unde cred că vor arunca din nou acel smoke de fake și poate să intre cu doi cât să vândă acel fake mai bine. Sky a văzut totuși jucătorii din panta site-ului A. Acolo trebuie să aibă grijă băieții noștri. Nu știu dacă a văzut și bomba, asta e mult mai important. Poate să le dea o mulțime de informații gratuite celor de la NLG. Doar acel jump pick îl poate costa ori viața, ori poate aduce foarte multe informații. Smoke-ul vine în panta site-ului A și va începe și push-ul băieților noștri. Dar aceștia nu se grăbesc, și au aruncat peretele de smoke-uri și încă așteaptă poate un entry din partea lui Semințe. Totuși Sky este aproape aici, double kill-ul lui Sky. Sin l-a scos pe Xelo și rămân rapid B și IME într-o situație de 2 vs 4. Totuși este acolo pe site Red urcat, IME îl va găsi imediat și îl va pune la pământ. În variantă este Sky în continuare. IME nu mai are timp, aici este nevoit să planteze, bomba pică, iar B este pus la pământ de același sin, triple kill-ul pentru el și avem 10 la 7. Bun, hai să începem și cu runda de engleză. Înainte de a începe să vorbesc în engleză, vreau să spun, Alex, nu trebuie să judecăm pe nimeni, adică sincer, posibil tu cunoști engleză, dar nu trebuie să vedem sau să cerem același lucru și de alte persoane. Dacă unii nu se descurcă, este complet normal. Există timp să înveți oricând ceva. Good, so we're looking at the 18th round between Nexus and NLG. We're looking at a full eco round for us. There's two deagles in our portfolio. We see already that PDY is doing the entry on Semințe. I'm not going to call them seeds because that's not rightful to the player. Let's see if IME is trying to get anything done in mid. He's taken one down, but Sin comes back with the trade. Sin double kill for him. Let's see if he can do more. PDY comes with his answer. Let's see if our team can manage anything else other than the kill that IME has done recently. Xelo is lurking slowly towards his enemies. Four enemies are still alive, but that doesn't count out Xelo at all. He has a Glock. Maybe he can pick up a weapon off the floor, and maybe he can bring more to this round that has already been done. Let's see. We're looking at Xelo. We're looking at PDY at the same time. Let's see how the duel becomes true in this live moment, and PDY takes down Xelo. A pretty impressive round for NLG overall, and we're going on with the 19th round where Nexus has 10 on the map and 8 for NLG. Let's not forget it was an eco after all, so... We'll give him that. Avem aici 10 la 8 în acest moment și este full buy-ul din partea băieților noștri. 5 AK-uri, full utilități. Acum o să înceapă băieții de la Nexus să își arate colții pe partea de Tero. Îi vedem cum vor alege să gestioneze această rundă. Pare că este un play rapid către site-ul A. Deși de obicei NLG mergeau cu MAC-uri în aceste play-uri rapide, ai noștri vor încerca cu armele
de calibru mare, pus la pământ totuși semințe. Este entry-ul de partea celor de la NLG. Sky double kill-ul pentru el, scoate pe Xelo, pică și bomba. Și băieții noștri sunt într-un impediment în acest moment. Red face picul din ce în ce mai larg cu volanul. Scoate IME pe Sky, double kill-ul lui IME, PDY între timp l-a scos pe CX. Te-ai întrerupt? Pop, pop. M-am întrerupt? Alo? Da, da, oh. Da, gata, acum e ok. Eram, încep eu, termin tu, ce s-a întâmplat? M-am entuziat puțin, m-am dus puțin peste microfon și s-a adus de tot. Și s-a terminat și runda. Take într-adevăr, 10-9 nu e problema. Se mai întâmplă lucrurile astea, băieți, dacă băieți și fete, dacă se mai întâmplă lucruri de genul, mai sunt și probleme tehnice minore. Și apropo, mersi pentru complimente. 10-9 într-adevăr pe tabelă și revin NLG și acum revin prin țin, dar face trade-ul acolo Xelo. Să vedem dacă mai departe o să reușească băieții noștri să întoarcă această rundă, chiar dacă sunt eco. Să vedem totuși dacă Xelo o să capitalizeze cu acel M4A4. Nu se întâmplă asta momentan, este destul de secat. Xen este acolo să oprească orice fel de mișcare agresivă pe care băieții noștri o plănuiesc. Mai departe începem să ne regrupăm și să ne îndreptăm atenția către un alt obiectiv, încât misiunea noastră în această cea de-a 20-a rundă este să scoatem cât mai multe arme din inventarul NLG, astfel încât să avem o continuitate cât mai lejeră în rundele care urmează. 4 versus 4, băieții noștri se strâng ușor ușor către site-ul B, acolo unde sunt doi jucători aproape și unul destul de aproape cât să-l considerăm ca fiind și el pe site-ul B. PDY totuși îl găsește pe IME, Red îl scoate pe CX cu polarul din spatele site-ului. PDY, ce picuri interesante face jucătorul de la NLG și Red încheie această rundă. Băieții de la NLG 100%, o hartă extrem de bună pentru ei, acest Vertigo. Își iau niște dueluri și niște unghiuri pe care aș putea să zic că nu le-am mai văzut până acum, sau nu știu exact dacă le-au revoluționat ei, dar sunt... sunt chiar niște chestii interesante pe care le vedem din partea celor de la NLG. Vedem totuși băieții noștri își permit un full buy de data aceasta la scorul de 10-10. 5 runde luate în acest moment pentru No Limit Gaming. Utilitățile aruncate acolo în panta site-ului ia de către Zen, dar nu vor găsi pe nimeni pentru moment. Xelo este cu polarul pregătit să elimine picul de la Crane. Sin îl scoate pe B, dar rămâne doar în 5 HP și au avantajul cei de la No Limit. Într-adevăr, B a fost doborât, dar și mai multe șanse pentru el acum să dea call-out-urile potrivite. Îl vedem pe PDY în continuare. Omul ăsta a avut atât de multă acuratețe în gloanțele sale, în rafalele sale, încât devine din ce în ce mai pregnant impactul pe care îl aduce el. Și vedem încă o dată, poate utilitățile nu sunt acolo, dar pătrase bine. Continuare, Red îl vede acolo pe CX și îl doboară. Aparent mișcările noastre de a înainta către o anumită hartă nu au fost concludente până acum și îl vedem și pe PDY care cade din nefericire de pe clădire. Într-adevăr, jucăm la mare înălțime, așa că riscul de a cădea este mare. Să vedem cum se descurcă Xelo acum într-un 1 versus 3. Are toate șansele de izbând acum și ochii ațintiți către jucătorul nostru. Dar Red, ce timing și ce poziționare din partea lui. Nu-i acordă nicio șansă de a-și încerca skill-ul Xelo. Așa că 11 pentru NLG pe tabelă. Mă uitam pe chat în același timp în care a și căzut de pe hartă și zicea Dino că PDY e Dumnezeu poziționare. Și acum am văzut și el și aia s-a poziționat de tot acum, dar a luat liftul express până jos, liftul rapid. Îi vedem pe băieții noștri în acest moment cu 3 macuri, un tech și un CZ. Posibil o încercare de play rapid din nou către site-ul A. De data aceasta, dacă le iese Red, picul rapid cu polarul îl pune la pământ pe CXE. Vine și Molotovul pentru a-i opri pe băieții noștri din a mai avansa chiar atât de repede înainte să aibă șansa cu echipierii săi să se repoziționeze. PDY îl scoate pe IME care venea din zona midului. Fac picurile aici, NLG, totuși Sky double kill-ul cu acel AUG și rămâne doar B. 1 versus 3, nade-ul îl seacă și mai rău, vine USP-ul lui Sin și este pus la pământ 12-10 în favoarea No Limit Gaming.
deja un mic avans acolo pentru No Limit Gaming și asta nu pare atât de îngrijorător acum, putem reveni în orice secundă, doar trebuie să găsim acel flow în apărarea counter-teroriștilor și mai exact NLG. Până acum s-a dovedit că nu am reușit să înaintăm mai mult de aceste 10 runde pe care le-am dobândit în partea de City și aparent se descurcă mai bine NLG decât au făcut-o până acum în apărare. Să vedem acum care este direcția jucătorilor noștri. IME este destul de avansat acolo, nu a reușit să prindă pe nimeni, cu cel greșit și vine și Wall of Smokes, rafale acolo către variantă, dar holdul jucătorilor de la NLG este unul puternic într-adevăr. Să vedem dacă Xelo o să reușească să întoarcă această balanță pe care deja au înclinat-o NLG. Mai departe, înaintăm ușor, CX se face prima victimă acolo, dar Sky vine și el cu 3 druc, Xelo la fel și el cu Polaru ținea foarte bine acolo. Un jucător rămas în spate pe site-ul B, pe când jucătorii noștri în deplinătatea numărului lor se află în apropierea site-ului A, mai exact în pantă. Xen aruncă acolo molotovul, nu o să-i pună foarte multe probleme lui B. În continuare precauți jucătorii noștri și trebuie să înaintăm cu toate forțele către site-ul A. Un singur jucător ar putea să ne pune probleme și este acolo Semințe, care să intre în duel direct cu PDY, dacă nu mă înșel. Îl vedem și pe Sin, care ține midul acolo. Se așteaptă acești băieți la un rotate complet din partea noastră, dar meciul este extrem de domol în momentul ăsta, așa că o să calmez și eu pasul și după cum vă place vouă să ziceți că folosesc eu, e păsuit. Sin îl doboară pe Semințe, B face și el trade-ul, 2 versus 2 acum și pozițiile jucătorilor nu mai sunt atât de ascunse sau incognito cum au fost până acum. O să vină și bomba cărată de al nostru B și să-l vedem pe Xelo acolo, nu reușește să-l prindă pe PDY, dar BTN trage până la urmă și nu reușește să doboară niciun amic. În continuare PDY, după cum vă spuneam, impact teribil a dus și în cea de-a 23-a rundă. Mergem mai departe, 13 pentru NLG, 10 în continuare pentru Nexus. Din păcate nu aveau bomba la îndemână atunci când a reușit B să deschidă site-ul A și a fost o problemă destul de mare asta. Poate și ar fi putut să, cum să zic eu, acolo în mid a fost o mică problemă, Semințe a fost prins dintr-un unghi destul de greu de împins. Totuși băieții noștri parcă vor să încerce din nou acest play rapid. Red îl pune la pământ pe Semințe, totuși este overwhelmed aici, XL a pus la pământ pe Red, Zen vine cu trade-ul, trage cu augul aici, IME face trade-ul, Sky în variantă, trebuie să aibă grijă aici băieții noștri. Bine eliminat toți de către Sky, triple kill și cu acel nade ajunge și Polarul chiar în brațele lui Sky. O rundă rapidă, o rundă care părea să fie bazată pe trade-uri, a fost oprită de către Sky cu acel triple kill. Ajungem la 14-10. Poate o pauză ar fi într-adevăr o mișcare tactică bună, adică sunt de acord cu băieții din chat, poate ceva care să reconsidere sau să reconsidere strategia de atac, poate nu există totuși ceva ce ar putea încerca diferit băieții, poate nu este într-adevăr prilejul acum ca ei să facă asta. Dar în pofida acestui aspect vedem că ne descurcăm momentan bine, dar Sky acolo în continuare din variantă trage prin smoke și vedem și o intuiție antrenată a celor mentați de la NLG, dar CX s-a săturat până la urmă și vedem dacă face double kill acolo, rafale din partea lui, dar nu iese spray-ul până la urmă și către al doua victimă, doar un singur jucător doborât și avem un 4 vs 4, sunt doar 2 jucători în site și ar trebui acum să lucrăm către a dobândi controlul acestui site, dar vedem că B-ul este la picioarele noastre prin jucătorul nostru și CX bate încă un jucător acolo, îl bate pe Red și este momentul să revenim în acest match, este momentul să dăm drumul la brațe și mai mult pe partea de Tero și acum este ipostaza perfectă în care o putem face. Vedem acum că este doar un match al poziționării și al kill-urilor din ce văd. Xen acolo la double box, îl doboară în cele din urmă pe CX acest Xen și avem un 2 versus 1, se știe poziționarea jucătorului exactă, se retrage acum către variantă, dar noi avem bomba în desagă și mergem către site-ul B unde deja se află Semințe. Foarte bine a făcut entry-urile acolo Semințe pe acest site, totuși trebuie să aibă foarte mare grijă la Xen aici, îl va vedea pe Xelo când va trece, dar este baitul perfect și Semințe îl pune la pământ. Vine runda pentru băieții noștri, din câte știu eu, e prima rundă luată pe această parte, parte de Tero, trebuie să găsim, poate ăsta e
flow-ul din apărarea celor de la NLG. Poate site-ul B este punctul slab și poate băieții noștri s-au axat pe site-ul A până acum fără să se fi considerat toate opțiunile. Totuși vedem că în continuare site-ul A este punctul de atac pe care l-are băieții noștri, dar data asta Xeno este cel care scoate pe Sky Sin double kill. Se vine cu trade-ul, iese și Xen aici cu augul. Trebuie să aibă foarte mare grijă Xelo, pentru că are și bomba și are și un polar de care poate să folosească extrem de bine, după cum știm. Dar totuși depinde de timing aici, îl găsește pe Xen și îl pune la pământ. E un singur jucător rămas în acest moment în site-ul A. Este vorba de Red, care are polarul la headshot angle și Xelo a studiat puțin zona aceea. Poate să fie aware de poziția lui. Totuși e o poziție destul de unusual de jucat cu polarul. Trebuie să aibă foarte mare grijă băieții noștri, însă Xelo îl găsește pe Red în timp ce se repoziționează și rămâne doar PDY. Într-o situație de 1 vs 2, băieții noștri pot planta. Într-adevăr, un 2 vs 1 pe care l-a creat acum Xelo pentru coechipierii săi, dar bineînțeles și entry-urile de rigoare pe care le-au adus au fost extrem de importante. Să vedem acum semințele, vede cele din urmă pe PDY și 12 la 14, o șansă foarte mare pentru noi acum să revenim în această hartă. Dacă, uitându-ne în partea dreaptă a hărții, vedem exact și economia celor de la NLG și judecând după outcome-ul care ar putea să fie în avantajul nostru în această rundă, putem să-i ducem în eco și să revenim la 14-14 și după într-adevăr un alt derby acolo, să vedem exact către cine se înclină balanța și dacă încheiem la 2-0 la hărți sau să mergem mai departe către Mirage, ultima hartă și cea decisivă. Runda cu numărul 27, după cum spuneam, ne-am croit drumul foarte bine, acum și vedem pe SX de acolo, îl doboară în cele din urmă pe Red, după ce l-a văzut destul de greu Sky, vine și el cu trade-ul IME, în continuare îl doboară pe Sky, să vedem dacă o să facă și double kill-ul acolo, știe că este un alt jucător în site-ul ăla și ar trebui acum să ne mișcăm rapid către a dobândi controlul în totalitate asupra acestui obiectiv, fiind site-ul A, mă iertați, nu știu de ce am zis B. Așa că 3 jucători în viață, 2 jucători au arme de calibru mare, armurile nu sunt acolo, sorțile arată într-adevăr în favoarea noastră, dar este doborât acolo semințe, să vedem dacă Xen reușește să-l bată pe B după ce a făcut un kill pe Sin. Într-adevăr se întâmplă acest lucru, 2-2, arme pentru ambele echipe, să vedem dacă o să încline oarecum avantajul, faptul că există armuri pentru jucătorii noștri și utilitățile de rigoare și într-adevăr îl bate acolo pe Xen. 2 vs 1, aceeași postează ca și în runda precedentă. PDY, să vedem dacă acesta o să aducă același impact cum face și în rundele precedente. Nu s-a întâmplat și 13 pentru noi, rundă crucială pentru Nexus. Rundă superbă jucată de băieții noștri, s-au ținut bine pe poziția acolo pe email. Vedeam, deci situație de 2 vs 2, era jucătorul de pe site ascuns, iar email era pe saci. Atâta încredere avea jucătorul de la Nexus în el că o să reușească să câștige duelul, extraordinar mi se pare. Și să sperăm că o va ține tot așa până la sfârșitul meciului, poate băieții noștri să nu... Aolo, stați așa că am atins o tastă. Să nu vorbim prea devreme, să nu jinxuim cumva. Se duc în panta site-ului A băieții noștri, doi dintre ei mai exact, SXE în spatele smoke-ului, așteaptă acolo o mișcare greșită, imens trecurat din zona mid-ului, îl găsește pe PDY, site-ul B complet liber, îl ajută și B cu celălalt jucător din mid. Ratează acolo Xelo, este pus apun de Sky, SXE vine cu trade-ul instant și ajungem la o situație de 4 vs 2, Xen se rotește către bază CT și îl găsește pe IME. Avea unghiul mai bun jucătorul de la NLG, totuși nu mai au bani aici NLG, vor salva cu siguranță, pentru că dacă nu salvează Nexus pot ajunge ușor la map point și cam asta este și planul lor, cam asta este și în capul lor. Nexus vor câștiga această rundă și vom ajunge la 14-14. Într-adevăr, două arme pe care reușesc să le salveze acum, nu văd foarte un inventar foarte puternic în runda cu numărul 29 pentru NLG. Asta mă face să cred că o să ajungem la 15-14 dacă judecăm numai după arsenalul pe care băieții noștri îl poartă și după economia pe care și-o creează. Așa că
mergem în frunte cu băieții noștri mai departe după ce aduc situația la egalitate și cine spunea acolo în chat că nu-l omorundă pe Tero, v-au demonstrat acum dragii noștri jucători că se poate să învingi și Energy pe Vertigo chiar dacă este harta aleasă de ei. 14 la 14 în continuare și asta este runda care cred eu că o să decidă câștigătorul acestei hărți, doar dacă nu, un miracol se va întâmpla pentru cel care pierde această rundă. Bun, mergem mai departe, vedem și buy-ul celor de la NLG, vedem MP9 care într-adevăr a funcționat în cazuri excepționale pentru ei, dar direcția noastră este site-ul B acum și vedem deja și mișcări de trupe acolo, să vedem cum o să decurgă acest contact acum care o să vină prin PDY care este extrem de cumpătat acolo și stă foarte bine, nu este doborât încă. BTN înaintează, el este fruntele cavaleriei și îl bate acolo prin acea bucată de lemn. Îl doboară pe Sin și ne îndreptăm mai departe să vedem. IME face și al doilea kill, îl bate pe PDI, dar Red este acolo cu Polarul. Este extrem de periculos acest jucător, trebuie să ne folosim utilitățile acum ca să îl doborâm. Într-adevăr, fac asta jucătorii noștri, dar încă există un unghi acolo, trebuie să vină și picul cât de curând. Vede un unghi foarte important acolo, Red și profită de el, dar Xelo este și el acolo, gigantul nostru Polar și B îl vede până la urmă și pe Xen și ultimul rămas în viață este Sky. Să vedem ce decide acest jucător. Oare duce AUG-ul în ultima rundă din această hartă sau nu o să facă asta? Din fericire pentru el și pentru echipa sa, într-adevăr decide să salveze. Nu cred că există sorți de izbând acum pentru ei și în acest retake versus Xelo, B și Semințe. Ce rundă extraordinară. Reușesc băieții noștri aici niște situații inedite, niște picuri extraordinare și niște prefire-uri superbe. Am fost cu sufletul la gură, pot să spun, în această rundă, când am văzut cum ținea acolo cu Polarul Red, dar până la urmă a ieșit totul bine pentru băieții noștri în această rundă cu numărul 29. Intrăm în ultima rundă dintr-un match normal, runda cu numărul 30, 15 la 14. Nexus are map point în momentul acesta. Dacă vor câștiga această rundă, câștigă harta, câștigă best of 3-ul și se califică în playoff. Dacă nu, îi trimit NLG în overtime și acolo este cu totul altă situație. Explicăm când ajungem, dacă ajungem în situația respectivă. 1 minut și 45 de secunde au la dispoziție băieții noștri să găsească entry-urile. Iese Sky aici în variantă și îl pune la pământ pe IME. Foarte rapid aici jucătorul de la NLG, SXL, scoate pe Red. Vine trade-ul 4 versus 4 în acest moment. Vine smoke-ul din partea lui Sky în variantă din nou pentru a-i opri pe băieții de Nexus și a domoli atacul. Este Xen acolo în zona CT-ului urcat cu acel AUG. Iese Sky peste BTN, double kill-ul lui Sky. CXE vine cu trade-ul, însă nu cumva să fie prea târziu într-o situație de 2 versus 3. Băieții noștri sunt în dezavantaj. Cu toate astea, nu s-a terminat încă runda. Să vedem ce o să reușească aici Semințe și SXE și hai să-i susținem din ce în ce mai mult pe băieții noștri cu inimi și emoji-uri acolo în chat. Acum poate fi mișcarea decisivă și, din nefericire, mai așteptăm câteva secundele. Să vedem exact ce se întâmplă. Nu cred că mai aflăm nimic, cred că a câștigat Nexus. Da. Stați, se termină oare? Confirm. Sau... ați câștigat? What this, Mr. Organizers? Stai că se încarcă. Nu. What? What? E overtime? Da, e overtime, dar nu știu de ce ne-a aruncat de pe... bă, că nu e posibil așa. Ce modalitate de a distruge hype-ul? Nu, băieți, e overtime. Nu vă grăbiți, da. E 15-15. Well. Da, și gen, mă gândeam, mamă, și-au câștigat și așa. Da, s-a oprit serverul. Hai că a câștigat. Dacă am reușit noi să-i întoarcem de la 14-10, zic eu că avem șanse să-i dobândim în acest overtime sau mai multe overtime-uri, depinde exact cum o să decurgă jocul. Eu deja casc, ceea ce nu e foarte bine.
Așa că o să mergem într-adevăr mai departe cu overtime-ul și vedem că o să intrăm live cât de curând cu acest prim overtime. 15-15 după niște momente destul de importante și destul de semnificative în comeback-ul Nexus. Așa că sunt tare curios să văd cum o să decurgă și acest overtime și care sunt resursele pe care încă le posedă băieții. Până atunci, oameni buni, nu uitați să ne urmăriți pe pagina noastră de Instagram, pe Nexus Gaming Ro, și în aceeași măsură, atât pe mine și pe Pop, la Pop the Caster și Santa is Casting pe Instagram, cât și Facebook și Twitter. Nu uitați de aceste lucruri și nu uitați că toate linkurile de care aveți nevoie încât să intrați în contact cu noi sunt în descriere. Este foarte sociabil, nu-i așa de fel, adică foarte sociabil. Într-adevăr, așa că ne auzim acolo. Bun, până atunci începe ruda de pistoale din primul overtime între Nexus și NLG după O să se restarteze cel mai probabil și o să se joace pe... Adică n-o să fie 15-15, o să înceapă de la 0-0, dar o să aibă toți probabil maximanii 16.000 și o să înceapă de acolo. Ia. Yeah. Oricum, o rundă de engleză... Degeaba că nu... Îmi pare rău, dar trebuie să fiu și eu atent. Mă iertați-mă, băi, sunt și eu muncit, sunt obosit, ce să mai... Ah, okay. O rundă de engleză, nu știu. Interesant, de obicei vedeam overtime-ul cu 16.000, dar văd că cel mai probabil va fi acela cu 10.000. E o mică diferență acolo între aceste overtime-uri. La 16.000 în 3 runde... poți să-ți cumperi în toate rundele fără nicio problemă. La 10.000, dacă pierzi primele două runde KCT în general, nu prea mai poți să-ți cumperi în cea de-a treia, nu prea mai ai destui bani și ar fi, asta o să fie foarte riscant, mai ales pentru NLG care începe partea de CT. Boys, rundă de engleză. Uite, mai facem rundă de engleză. Dacă ajungem și noi să avem 3 membri noi în acest match, facem rundă de engleză. Facem câte vreți voi. Dar în momentul ăsta, din respect pentru și pentru cocheasterul meu, că nu ne-am pregătit într-adevăr, e așa un long stretch, o să facem asta altă dată. Bun, îl vedem acolo pe CX cu double kill-ul, îl bate și pe red, atât pe red cât și pe sky, și deschide site-ul A pentru băieții noștri. Este un sigur jucător acolo în site-ul A. DX are chef în acest overtime. PDY vine și el cu trade în alt context, în altă parte a hărții, dar este important acum că noi năvălim asupra site-ului A. În frunte cu IME, care se află acum în variantă, trebuie să vină și B destul de rapid acolo încât să poată facă dublajul, să facă dublajul și trage B acolo, n-are nevoie de niciun alt ajutor. Doi jucători rămași în viață pentru NLG, acum încearcă Sin să mai reducă din acest avantaj numeric pe care și l-a creat Nexus, și o să vină și bomplantul cât de curând, dar direcția noastră este una diferită și foarte intuitivă, oameni buni. O să mergem către site-ul B și deja suntem acolo, vin și utilitățile de rigoare, semințe, trebuie să acopere acel flank. Îl vedem totuși pe PTY că vine foarte tare alături de Sin, dar este foarte bine poziționat CX acolo, triple kill-ul pentru el și PTY arde ușor, iadul se află la tălpile lui. Să vedem dacă o să reușească aici să doboare jucătorul nostru din site. Se uită foarte bine PDY, dar este foarte bine poziționat al doilea jucător, mai exact B, și aruncă smoke-ul de rigoare încât să îl ducă în eroare pe al nostru jucător din scări, dar B cu polarul, ceva ce nu vedem extraordinar de des, nu ratează și aduce prima rundă din overtime pentru Nexus. Pentru cei care sunteți obișnuiți cu 15-15 sau nu știți exact ce se întâmplă, se joacă 4 din 6 în acest moment. Prima echipă care ajunge la 4 runde câștigate câștigă acest best of 3. La 3-3 este egalitate, așa că atunci când două echipe ajunge la, când o să vedeți sus 4, înseamnă că s-a terminat meciul. Bun, băieții noștri reușesc să-și aducă prima rundă pe tabelă. Totuși, mai au de câștigat destule și exact ce spuneam, uitați-vă la economia celor de la NLG. Dacă pierd această rundă, ei au eco în overtime. O chestie pe care nu am văzut-o de foarte mult timp. Xelo deja îl pune la bând pe Xen, este entry-ul în favoarea băieților noștri. Și dacă reușesc
să-i învingă. Mai ales cel mai important aici este Red cu Polarul. Xelo îi vede acolo capul, flicul fix pe capul său și este cel de-al doilea entry din partea Polarului de la Nexus Sky pus la pământ de IME. Situație de 5 versus 2, PDY și Gusin sunt foarte departe, nu pot ajunge aici și 100% se vor duce pe un safe pentru că nu mai sunt bani. Într-adevăr, două runde extrem de rapide pentru Nexus, dar rapide în sensul că au reușit să doboare inamicii pe cât de facil posibil. Și acum ne îndreptăm către un avantaj care este bine meritat pentru băieții noștri, forțe proaspete aduse de către echipa noastră. Vedem pe B că nu ratează nimic în ultimele runde, așa că o să mergem mai departe cu un 2-0 pentru Nexus. PDY, ultimul rămas în viață, care duce mai departe o armă de... Nu duce mai nimic, își duce doar propriul coșciuc mai departe, așa că mergem cu 2-0 pentru Nexus. Și românul e în chat. Avem și un membru Silver acolo, te pup Napster. Încă doi membri și facem runde în engleze, oameni buni. Facem runde în englezele alea grele. Da? Bun. Mai departe. 2-0 pentru Nexus, Pop, take it away. 2-0 și exact ce ziceam. Vedem un full buy cu 5 MP9 în acest moment pentru cei de la NLG. Desigur, nici acest MP9 nu este o armă de neglijat, dar îi vedem foarte agresivi aici în panta site-ului A pe băieții de la NLG. Xelo deja mult mai retras, ține cu acel polar și pare că play-ul se va desfășura către site-ul B, sau cel puțin ăsta pare să fie planul principal. Doi jucători în zona mid-ului din partea Nexus, mai probabil să facă un split către acest site, va recupera aici bomba SX și va intra, cel mai probabil semințe primul, pentru că el știe sigur cum să atace acel site. Imel găsește pe Sin, double kill-ul pentru Ime, se fac două fraguri rapide în zona midului, trage ei semințe, Xelo, semințe, double kill, se termină foarte rapid totul, 3-0 pentru Nexus, o jumătate flawless. Se vor schimba părțile. Nexus au nevoie de o singură rundă pe parte de CT pentru a încheia acest match. O rundă extraordinar de importantă acum pentru jucătorii noștri și sper să nu le acorde nicio șansă de izbândă celor de la NLG. Nu știu dacă apucăm să mai facem rundă în engleză, dar o să facem asta cu următoarea ocazie. Când o să revedeți Nexus pe ecranele voastre, cu siguranță o să ne și auziți pe noi, vocile noastre sublime, Pop the Caster și Santa is Caster. Bun, revenim cu echipa noastră dragă, să vedem acum ce reușesc aici și jucătorii de la NLG să facă. Trage acolo Sky prin smoke-ul, doboară pe Ime, să vedem dacă o să reușească B totuși să încline acest avantaj creadel și trage B acolo prin smoke-ul, doboară pe Sky. Rafalele trebuiau să continue ca să obțină și cel al doilea kill, un kill care ar fi fost bine meritat. Cu toate astea suntem un număr de 3 și asta nu ne împiedică să fim agresivi. B în continuare se simte încrezător acolo în pantă. Să vedem dacă o să reușească aici să-l doboare pe Xen, care este în vecinătatea lui, foarte apropiată, scoate arma într-un moment neoportun și Xen profită de acest lucru. Să-l vedem pe Xelo totuși, titanul nostru din site-ul în momentul de față. Vin și utilitățile încât să tragă de timp până o să ajungă în site și semințe. Un 2 versus 4 de toată frumusețea și să vedem dacă Xelo o să aducă cireașa de pe tort acum. Într-adevăr a făcut destule încât să aducă victoria Nexus în acest match, dar nu ar strica acum o bijuterie din partea lui. Xelo se uită către variantă, se uită bine în momentul de față, vin și utilitățile de rigoare. Acum își îndreaptă atenția către rampă să vedem dacă o să vină ceva inamici sau pericol iminent de acolo. Într-adevăr vin și smoke-urile de rigoare Red cu Polarul. Este cel mai mare pericol de care ar trebui să fim atenți. Acum vede de unde vine acel Molotov și Xelo este precaut. Trebuie să fim atenți acum și să fim extrem de acurați în ce facem mai departe. Sunt rafale acolo și se simte respectul între aceste două echipe. Semințe pușează acolo smoke-ul și sper să nu iasă din smoke, încât o să fie prins flick-ul lui Red acolo pe Xelo. Nu a apucat Xelo să-l bată, se trage prin smoke și Semințe în continuare rămâne acolo. Dar închid runda cei de la NLG și din nefericire se prelungește acest overtime. S-a întors Sin acolo, i-a tras lui Sen un glos la mișto. Vedem care minus 1 cu 0, Sin. Băieții noștri din nou pot susține un full buy, dar în continuare aceeași problemă la 10.000. Trebuie să ia această rundă neapărat, altfel nu vor avea bani în runda ce urmează. Cei de la NLG au buy-ul destul de puternic, este un full buy în toată regula. IME a aruncat acolo Molotovul și a fost stins instant de smoke-ul lui PDY.
băieții noștri un pic mai retrași de data aceasta. Totuși Zen, double kill-ul pentru el, două entry-uri pentru Zen. CX va fi prins aici cu spatele, triple kill-ul pentru Zen. Site-ul a complet liber în acest moment, iar Imeși cu semințe trebuie să încerce să țină de aceste arme pentru ultima rundă din a doua jumătate a primului overtime, pentru că băieții de la NLG au schimbat playstyle-ul, au jucat la fel de slow cum jucau înainte. Reușește aici PDY double kill-ul și avem ultima rundă din primul overtime. Cum zice și Q-Sup acolo, o luăm pe următoarea, nu-i problemă. Într-adevăr și poate o să încercăm să redresăm acest mic pseudo comeback pe care îl încearcă NLG în momentul de față. Într-adevăr, noi dacă judecând după rundele precedente, sunt 3 în avans pentru noi și 2 pentru ei. Ar fi un fel de 18-17 acum, dar Sin acolo ce unghi reușește să țină, îl doboară pe B și vine și următorul jucător al nostru acolo, care nu o să intre în contact direct cu Sin. Dar inventarul nostru nu este unul de temut în fața armelor pe care le dețin acești germani. PDY. Sunt extrem de curios să văd dacă PDY acum se enervează el așa din fălci și o să facă ceva mai mult. Într-adevăr îl bate acolo pe semințe și CX este ultimul care rămâne în viață și o să fie doborât acum de către Sky. 3-3 în acest prim overtime și mergem mai departe cu cea de-a doua jumătate. 18-18 este scorul de fapt în această hartă. Și exact cum funcționează și overtime-ul Nexus, vor începe această al doilea overtime pe partea de CT prima oară. Partea de Tero a strălucit la ei, acum să vedem cum vor gestiona această parte de CT, unde trebuie neapărat să reușească aici să ia câteva runde, cât mai multe, pentru că pe partea de Tero au jucat foarte bine. Totuși pe partea de CT, față de match este tocmai invers, a fost chiar o situație de asta foarte ciudată. Însă să vedem exact cum o să funcționeze. Dacă sunteți puțin confuz, nu există sistemul de overtime, așa că l-au băgat băieții și tot dau restart când trebuie. Pentru că nu era băgat dinainte pe server sistemul de overtime. Zen, picul de pe colegul său aici, îl găsește pe IME, care face picul în panta site-ului A. Deja pierd un jucător, băieții noștri, trebuie să joace ceva mai safe, aș spune, cât să reușească să facă acel trade, măcar să fie la egalitate numerică. Asigură totuși destul de multe poziții, nu sunt foarte multe căi prin care băieții de la NLG pot pătrunde în aceste site-uri, așa că să vedem cum va decurge și restul acestei prime runde din cel de-al doilea overtime. Băieții acolo ne urgentează să încercăm și evraică și swahili și bă, băieți, ușor mă acolo, că nu e chiar așa. Mai știm și noi o engleză, mai știm o spaniolă, mai știm o franceză cu vulevu, ce aveți pentru azi. Mă rog, ne pricepem doar la anumite, da? Bun, revenind la meciul nostru și lăsând partea mai umoristică așa la o parte, avem 4 oameni încă în viață și încă o dată vedem energii care încearcă să ia cu asalt site-ul ăla. Să vedem dacă hold-ul nostru este în continuare la fel de impresionant cum a fost și în acele 5 runde pe care le-am luat de la 10-15 și Xen intră tare acolo și double kill-ul pentru el prin smoke. Xen s-a enervat acum și vedem că aduce foarte mult impact jocului. S-a întâmplat asta și în runda precedentă și trage acolo Xen doar după rafalele pe care le vedea pe ecran. Telo bate și el un om, face trade-ul, dar este un efort nu foarte considerabil, așa că runda cu numărul 19 merge către NLG. Vor cumpăra din nou băieții noștri, dar din nou aceeași problemă aici. Cel mai probabil va arunca, dar aruncă semințe un polar. Și dacă nu reușește să ia această rundă, vor avea probleme cu banii foarte mari băieții noștri. Partea de CT în general își pierde economia destul de repede la, 10.000, la un overtime cu 10.000 de dolari. 19-18 pentru NLG în acest moment. Și îl vedem acolo în zona midului pe IME de data aceasta. Nu mai este pe site-ul A. L-au repoziționat cu echipierii săi să încerce să pătrundă cumva în
altă direcție a hărții, pentru că holdul celor de la NLG era destul de puternic aici în site-ul ăla, stăteau acolo în spatele smoke-ului și puteau să surprindă. Totuși, nici NLG nu se grăbesc, sunt împărțiți pe hartă și așteaptă push-ul băieților la Nexus, care ar putea să fie puși puțin sub presiune morală, deși ei vedem destul de cumpătați și pe ei au rotit, totuși a rămas doar semințe către site-ul B și asta ar putea fi o mică problemă, pentru că sunt 3 jucători acolo la scările site-ului B. Băieții noștri vor lua acum controlul site-ului A, vor afla că nu este nimeni și vor face și rotația semințe în spatele site-ului pus la pământ de către PDY. Vin acum și cu echipirii săi, dar e posibil să fie puțin cam târziu. Site-ul este în controlul celor de la NLG. M-a pus la pământ după ce face fragul pe PDY. Red este cel care l-a eliminat cu Polarul, văzut acolo Red de către SX. Se luptă Sky de pe site, așteaptă B aici, îl vede pe primul jucător. B, double kill-ul pentru el, rămân Sin și cu Sky, situație de 2 vs 2, Xelo și cu B pus la pământ Xelo, rămâne capitanul Nexus, 1 vs 2, îl găsește pe Sky, mai are un jucător de găsit, este vorba de Sin, s-a repoziționat după cutii, unde era Red ceva mai devreme. Trebuie să aibă grijă aici, capitanul Nexus aruncă smoke-ul, atinge bomba și va face picul, dar Sin cu 10 HP câștigă runda și este 2-0, e 20-18 pentru NLG. Ce rundă, exact când credeam că situația arată bine pentru noi, reușește ultimul jucător să calmeze oarecum, să se calmeze pe sine și să aducă câștig de cauză pentru NLG. Deja inima mea e pe muchie de cuțit în astea ultimele runde, sau poate nu neapărat ultimele runde, dar în rundele pe care le-am văzut până acum. Încă o dată un pas destul de rapid pentru NLG, dar Xelo acolo face trade-ul după ce Sin îl doboară pe BTN. Să vedem dacă o să continuăm să menținem acest pas destul de ager așa, și îl vedem acolo pe SX, care în continuare este zeu pe variantă. Vedem și boost-ul lui IME acolo, de fapt se urcă pe cele două cutii și doboară pe PDY. Situația arată foarte bine pentru noi acum, Xen este ultimul rămas în viață, trage acolo Xen și știm ce a făcut Xen în ultimele runde, a avut niște momente senzaționale într-adevăr și aparent sunt destul de motivați băieții, se uită acum foarte bine către variantă și redirecționează atenția către site-ul A. SX ar trebui să fie precaut aici, ar putea să prindă timingul perfect. Xen se îndreaptă ușor către site, trage acolo, dar Xelo este călăul care îl pune în sfârșit și îl decapitează pe Xen. Iertați-mi oarecum ce era asta, nu era o hiperbolă, mă rog, irelevant. Câștig de cauză pentru Nexus și mergem mai departe cu jumătatea celui de-al doilea overtime, dacă nu mă înșel și cred că zic bine. Corect, 20 la 19 de fapt pentru NLG. Băieții noștri au nevoie de o jumătate perfectă, de un 3-0 pentru a încheia harta aici, sau de două runde luate cel puțin pentru a asigura încă un overtime. Din nou un play rapid către site-ul A în acest moment din partea băieților noștri SX. Îl vedem entry-uri peste entry-uri, s-a supărat deja, vrea să se termine odată acest best of 3 și ia meciul în propriile mâini. Au rotit deja, sunt 3 jucători de la NLG înspre site-ul A și băieții noștri calmează puțin jocul. Vedem pe Xelo care se retrage cu bomba și cu acel polar, 38 HP rămas pentru semințe, un nade primit de el chiar la picioare acolo. SX așteaptă după acea margine, totuși Sky și cu Zen reușesc fragurile, Sky îl scoate pe Xelo în fața lui semințe și este avantajul pentru NLG în acest moment. PDY coboară de pe scară din zona midului și acolo trebuie să aibă foarte mare grijă băieții noștri. Jucătorul care vine din spate poate fi cheia celor de la NLG pentru a câștiga această rundă. Semințe, urcat pe site, îl pune la pont pe Zen și vine acum în acest moment PDY în variantă semințe. Parcă este un pic aware de ce se întâmplă aici. Iese totuși PDY, îl pune la pământ B și rămâne într-o situație de 1 vs 1 cu Sin. Aruncă flash-ul. Sin este pe bombă, face picul aici și BTN câștigă runda. Și este 20 la 20 în acest moment. 21 este pragul în care se face egalul, așa că băieții noștri mai au nevoie de două runde pentru câștig sau una pentru egal. Cobra. Ca să preiau ce ai zis tu, nu știu dacă e un meme, dacă e meta, da, dar nu știu exact ce e.
Ah, ok. Dar vedem pe Bi acolo și cine a spus mai devreme că e greu să îndeplinești toate responsabilitățile pe care le are Bi, ne arată acum de ce este în stare și o rundă extrem de importantă pentru noi. Să vedem cum se decurgă și această rundă crucială, aș putea spune, dar Red în continuare ratează acolo și trebuie să fie pus la pământ cât de curând. Nu vine trade-ul din partea jucătorilor noștri și reușește acolo Red să facă două fraguri. Cât de multă disperare în acțiunile lui Red încât să rămână la să facă repeat-ul acolo chiar de 3 ori, cred că a fost total. Vedem acum ce se întâmplă cu Imel, doboară acolo pe PDY, nu a intrat exact planțele lui din această scară, dar flash acolo pentru Imel este pus la pământ de către Sin și să vedem acum 2 versus 4, este foarte posibil, dar Sin a făcut lucruri extraordinare în trecut și utility damage acolo pentru băieții noștri. Să vedem dacă o să reușim acum să punem stăpânire pe acest site, chiar dacă suntem în dezavantaj numeric. 2 versus 4 în continuare, nici ei nu o duc foarte bine și semințe acolo înclină balanța, dar Sin doboară ultimii doi jucători de la Nexus și I lost count, nu știu exact, cred că este 21-20. Da, 21-20, runda foarte importantă pentru ambele echipe. Băieții noștri trebuie să ia această rundă pentru a rămâne în meci, a rămâne în această hartă. Și NLG, dacă iau această rundă, câștigă cea de-a doua hartă și mergem pe Miraj. Să vedem totuși aici picul lui Red Early, îi dă hit lui Xelo, dar este prin perete, nu este eliminat jucătorul de la Nexus 56. Și pe flick-ul lui Xelo, superb acolo. Și putea să-i vadă chiar și capul lui Red Ime, foarte aproape. Reușește să-l pună la pământ pe Sin, totuși Red îl scoate pe Xelo. PDY se luptă din spatele site-ului, îl scoate pe Ime, este acolo și B. Atins și el totuși de 4 lui PDY, Zen îl scoate pe B, însă Semințe vine cu trade-ul și avem o situație 2 versus 2, Semințe și cu CXE versus Zen și Red. Cel mai probabil cei doi cei mai buni jucători de la NLG, foarte multe utilități aruncate acolo, CXE va fi prins pe site, Semințe 1 versus 2, timingul perfect aici pentru Semințe, 1 versus 1 cu Red. Are polarul aici Red la server, totuși Semințe avansează în continuare, perfect, joacă bine Semințe runda și rămânem în meci 21-21. Am sărit de pe scaun, ce reușește Semințe aici și cât de mult experiență se vede acum în această situație, a pușat exact când trebuia să o facă, nu se aștepta acolo Red în niciun caz să vină din acea poziție, se aștepta la un hold clasic din partea lui Semințe, dar GG Semințe, bravo, foarte bine lucrat în această rundă, atât el cât și restul echipei Nexus. Și să vedem unde ne duce acest match, care este extrem de promițător din foarte multe puncte de vedere. Și vedem acum acolo un boost, un cry for help din partea jucătorilor de la... Oh wait, it's just a... yeah. Mă iertați, m-am dus un pic. Eu am crezut că zici așa, cry for help, nu știu ce, dar Cateringa, adică au luat băieții o mică pauză, n-ați dai seama că poate are cineva nevoie la baie sau așa, că de obicei între overtime-uri e tot de la cu ready și ai putea să mai aștepți puțin timp, știi? Ca și cum ar fi între jumătăți. M-a luat flama, că emoțiile sunt acolo și e un derby mare. Să ne gândim cum a fost harta de ieri, de Vertigo, în care energie au câștigat 16-9 și acum ne batem destul de intensiv pentru câștigul acestei hărți și a de-a doua hartă, într-adevăr, după ce Nexus a câștigat Dust 2 decisiv. Să vedem ce se întâmplă și în chat, vedem că momentan nu mai întreabă nimeni nimic, sunt doar statement-uri și sintagme din partea aceștia. Câte kill-uri ai CX, nu putem să vedem, pentru că de fiecare dată când trebuie să schimbe părțile se restartează meciul și nu avem de unde să, nu se ține evidența, practic. Ce face Bozo? Cu siguranță este leșinat pe păturica lui. Să mai bag una în engleză. Pop, îmi permiți să mai bag o rundă în engleză? Chiar te rog. Ia, stai că vreau să văd boost-ul. Da, din nefericire transformat în dead weight. O ancoră care pică de pe bloc.
Da, Ștefan, știu, mi-ai mai spus asta, mă bucur. Într-adevăr, sunt ok, dar o să vezi, presupun cât de curând un upgrade. O să încerc să castez următoarea rundă în engleză, dar știți voi ce am spus eu mai devreme, când ajungem și noi la 3 membrișori, o să fac chestia asta. Am avut unul deja până acum și merită să-i susținem pe băieții ăștia din toate punctele de vedere. Una în spaniolă, băi, nu sunt pregătit în spaniolă. Adică vorbesc cursiv și accentul e acolo, dar sunt multe chestii pe care trebuie să le îmbunătățesc și decât să mă fac de rahat, mai bine rămân la ce știu să fac așa, într-o mică măsură. Cât de curând ar trebui să începem? Ia, Uh, stai să așa, poate începem. facem o schemă. Ia, ce facem? Op, mă țin în suspans, ce Stai facem? așa, stai așa, că o să, gen, o să pun pe stream. Ami bate inima. Bun, deci acum sub scorul de la Best of 3 o să modific eu cât e scorul la runde de fapt. Ah, bravo, foarte bine, foarte bine. Brain, ce să mă. Nu sunt translator, într-adevăr lucrez cu mare parte cu țări străine. Dar hai să începem cu runda numărul 43 după matematica mea. Așa că 21 la 21, Nexus 1 în avans, o Nu, hartă nu în te grăbi, avans. nu te grăbi, că te simt că te entuziasmezi și n-a început. Chiar, nu poți să te lași să te entuziasmezi așa și după aia să vezi că se împușcă băieții între ei în bază. What is happening, chat? What is happening? Tell me. S-a dus unul la... Nu mai putea să pișe de harta trecută și acum nu mai vine înapoi, nu știu. Oh, leu. Ce să mai zic? O să așteptăm să înceapă până la urmă și cred că o să-mi dau seama dacă băieții o să cumpere cu inventarele pline și atunci posibil o să dau drumul la paranghelie. Până atunci, ia ziceți-mă, băieți, băi, voi ne-ați întrebat pe noi o grămadă de chestii, dar vă întreb eu pe voi acum, voi cu ce vă ocupați, mă? Voi ce faceți cu timpul vostru, de exemplu? Ce vă ocupați voi în pandemia asta? Ia ziceți. Îmi pare rău să zic, dar cred că începe. Unfortunately, n-am timp să mă mai uit, iau de tractorist. Bravo, foarte bine. Good. So we're looking at the 42nd round of the third overtime since we were looking at two overtimes that Nexus haven't had the chance to close the game yet. We're looking at a really strong team on Vertigo and we're talking about NLG here. We're looking at a strong push from Nexus. We're looking at the ramp right now. Let's see if they can capitalize on anything at all aside from taking control of this bomb site and maybe taking it to the next level and having 46 consecutive rounds and winning the game after a lot of minutes that have passed. And now let's see, the game is a bit slow at the moment. We're looking at Seixe. He's going to be the front line in this advance. Let's see if we can take down Sky. He has been great with that AUG he has been great IV, I think. Yeah, it's IV. He's been great in IV with that AUG, but now all the attention of our players is going towards two different objectives. We're looking at some players that are going towards A, and we're looking at Ime that has taken control of site A, but there are two players there that could impose a lot of damage, or they could just take down our player. But now we're slowly heading towards site A indeed. There's only one lurker, and that is Ime. And now we need to take control of IV. We're Ooh, gonna the see the boost. boost. Nobody's looking at the boost. That could be dangerous, but Beanie, he looks ahead. He sees in the future. He's more like of a future reader. Let's see if we can take more enemies down on this A side, but Red is there with the AWP. We've seen him. He's great. Double kill from Red. Let's see if he can take down B as well. He's looking towards him. Flash right now, but he couldn't move any further. B, extremely cautious with the player. Triple kill for Red. Four players alive for NLG and two players alive for us. Sky takes down Xello as well, and Semince is
forced to take the route back, but doesn't do anything. PDY ahead of him, and four members alive for NLG, and it's the 42nd round won by them. Unlucky, what can I say? 22 la 21, deschid cel de-al treilea overtime băieții de la NLG. Băieții la Nexus nu mai optează pentru un polar de data aceasta, vor merge pe 5 AK-uri, deși pe partea de Tero e mai ușor de menținut economia cu ajutorul bomb plantului. Iese aici Sky din nou din variantă, reușește să facă fragul și pleacă nepedepsit IME în zona midului. Îl are pe PDY care ține din Heaven, văzut acolo IME, pus la pământ, avantaj de 2 oameni pentru NLG. Smoke venit în variantă din partea jucătorilor, de la partea de CT, CX, se poziționează bine alături de B și ajunge în o situație de 3 vs 3 instant, își pierd avantajul germanii. Vin aici utilitățile băieților noștri. Sin aproape să fie urcat pe site acolo, B, cred că poate să-l găsească, trage acolo Sin și îl găsește capitanul Nexus. Se repoziționează PDY la zona de boost, îl scoate pe CX, îl atinge și pe B aici, se pune sus, dar semințe îl pune la pământ și rămâne numai red. 1 vs 2 vine din spatele jucătorilor noștri și la cum se poziționează au intuit deja această poziție și aruncă smoke-ul și aruncă molotovul. Este știută poziția sa în acest moment, se pune pe defuse. Nu se anunță încă semințe, totuși sare în site, se anunță amândoi jucătorii, dar nu mai are red nicio șansă. Scorul devine 22 la 22. 22 la 22, noi îmburim pe scaune. Nu, asta nu e, a fost doar o glumă. Cred că atât eu cât și Pop suntem extrem de curioși să vedem unde exact duce acest match. Într-adevăr, un derby extraordinar pe Vertigo. Când iau ei o rundă, când luăm noi o rundă, e un dute-vino care sper să fie concluzionat de către Nexus cât de curând și Red în continuare destul de agresiv acolo în pantă. Mă iertați, nevoit să se retragă în cele din urmă. Cu toate astea, îl vedem acolo pe IME, care este extrem de precaut, reușește totuși să stea acolo să adauge 28 de puncte de damage, dar P îl bate pe PDI, pe tot cu flash. Un singur jucător se află în site-ul B acum, pe când doi ar putea să ne pune pericol în site-ul A. Sky pușează acolo, Xelon nu știu dacă se uită atent, dar este doborât Sky și vine și se exet cu refrag-ul. 3 vs 2, o situație prielnică pentru noi, o să vină red cu polarul acolo, cele din urmă doborât de către CX, ci runda arată excepțional pentru noi. Ultimul rămas în viață este Sin și nu cred că o să reușească să doboare 3 jucători de la Nexus. Are poziția deja CX pregătită, unghiul și se încheie cu fragul lui CX. Această rundă o să aduc și microfonul mai aproape până modific aici. Scorul 22 la 23. Evident că se schimbă și pozițiile echipelor, că așa e bine, așa că trebuie să modific și eu scorul aici repede. Deci 23 la 22. La 24 este overtime, la 25 este win. Băieții noștri au nevoie de două runde din trei ca să asigure win-ul sau una să asigure următorul overtime. Vedem aici full buy din partea ambelor echipe, desigur, dar vedem și polare apărând în prima rundă. Xelo încearcă un pic rapid către site-ul B, dar nu va găsi pe nimeni momentan. Sunt foarte multe utilități acolo puse din partea ambelor echipe. Se bagă aici și IME scos de către Sky, înapoi trage B și îl pune la pânt pe Zen. Trade 1 la 1. Se anunță acolo încă un jucător, totuși vine și glonțul de polar. Trebuie să aibă grijă băieții noștri aici cu pușurile și cu picurile, să nu fie prinși în poziții ușor de scos. Totuși, în partea cealaltă la site-ul B încă se ține și parcă cei de la NLG nu știu exact pe unde să o apuce. Un 4 vs 4 care momentan nu se îndreaptă către un obiectiv concret. Îl vedem totuși pe Sky aici, care încearcă să ia controlul asupra variantei. Și PDY acolo în scări o să fie întâmpinat de către semințe și în continuare se întinde și jucătorii de la NLG. Dar pare că acum se îndreaptă către site-ul B, sper să pice de pe bloc. Nu se întâmplă chestia asta. În continuare 4 la 4, Xelo ține foarte bine midul aici, Sky reușește până la urmă să-l doboare pe B. Double kill pentru el, îl bate și pe Xelo și triple kill pentru Sky.
când este unul la iveală, cum a fost Xen mai devreme, care a făcut acel spray transfer, când este Sky, când este PDY, jucătorii ăștia sunt din ce în ce mai talentați odată ce trec rundele. Așa că noi mergem mai departe. Am asigurat într-adevăr overtime-ul este 23-23. N-am fost foarte atent, nu știu exact cum a ajuns jucătorul de la NLG chiar până în spatele tuturor. A fost acolo probabil un mic timing perfect prins de jucătorul german. Vine, încearcă acolo Xelou picul, totuși nade-urile îl repoziționează. B aici are și el un nade, totuși nu va nimeri pe nimeni, nu au avansat cei de la NLG în fața celui smoke de pe rampa site-ului A. Vine totuși un smoke acolo cât să le acopere pozițiile jucătorilor de la partea de Tero și să încerce să avanseze ușor-ușor către băieții noștri CXE în variantă. Trebuie să aibă grijă aici la Sky, pus la pământ CXE, entry-ul de partea celor de la NLG. Va arunca aici Sin flash-ul către site-ul ăla și trebuie să aibă mare grijă acolo băieții noștri XLO blocat la Saci în acest moment. De ce așa? De ce așa? Aolo! Da, mă rog, închidem acest moment de liniște și băieți, vă rog să mă înțelegeți și pe mine. Chiar sunt extrem de obosit, plecat de azi dimineață și acum mai fac greșeli. Cred că e natural, dar o să încerc să stau bine pe poziții. Au câștigat cea de-a doua hartă, Vertigo NLG. Ăsta este rezultatul pe care îl deducem acum. Nu ne ajută foarte mult nici organizatorii. Aparent se schimbă harta extrem de spontan. Așa că o să mergem mai departe cu Nexus versus NLG pe Mirage și sper că băieții, în detrimentul meu, au mai multă energie pentru acest match și să concluzioneze concret și această hartă. Două secunde să schimb aici, să bag și astea de hartă. Ok, revenim în match. O să îl las puțin pe Sant aici să vorbească cu voi. Mă duc rapid până la baie și revin imediat. Să bag două serii la piept din nou, zici tu? Nu știu ce să zic. Oricum nu mai sunt în prim plan acum. Vedeți așa un unghi mișto pe Miraj. Mă mulțumesc, mersi Q-Sup, mersi mult că înțelegeți, suntem oameni până la urmă, na, și asta se întâmplă. Uite, cineva cu o întrebare foarte simpatică, cum a fost ziua? Păi, știu că nu e bine să începi cu păi, dar ziua mea a început undeva la orele 8 ale dimineții, după care mi-am băut shake-ul, după m-am dus la, mă rog, am făcut un duș, m-am dus la muncă. Am venit undeva la 7:30-8 acasă și am venit direct pe stream să comentez meciul și să vă ofer, să vă oferim, de fapt, că nu e un efort la singular, să vă oferim un... De fapt, noi nu putem să vă oferim, băieții vă oferă, noi doar putem să întărim exact ce se întâmplă pe ecran și să descriem așa mai pompos lucrurile. Și băieți, legat de speculațiile cum că unul din jucătorii de la Xen sau chiar mai mult de la NLG sunt codați sau joacă cu necuratul, nu cred că putem să vorbim de așa ceva la nivelul ăsta, o mai spun încă o dată, nu-ți permiți la un anumit nivel ca jucător să folosești coduri de niciun fel. Într-adevăr, cine o face nu e un adevărat iubitor de CSGO, sincer. Dar no hate pentru băieții de pe HVH. Nu știu ce upgrade o să fie, o să vedem. Să ne jucăm. La ce te referi, Dino? Ce vrei să jucăm? Vrei să jucăm CS? Ce vrei? Sau cu cine vorbești? Nu cred că vorbești cu mine.
Da, nu le rup așa mult, adică, uite, eu am 2 metri și 6 centimetri și chiar mă mândresc cu acei 6 centimetri extra și ce bărbat nu se mândrește cu alți 6 centimetri, dacă știți la ce mă refer. Da. Nu le rup, dar îmi place să fiu în formă și îmi place să am un stil de viață cât mai sănătos, în general. Adică ajungi la o vârstă și realizezi că, bă, de acum încolo totul e pe umerii mei, nu mai sunt nici părinții, nu mai e nimeni, în cazul în care ați fost fericit să aveți suportul și părinților voștri. Așa că te gândești, bă, trebuie să fac ceva cu mine, trebuie să trăiesc sănătos, nu-mi permit să ajung până cabinete medicale și așa mai departe la o vârstă fragedă, așa că trebuie să te îngrijești cumva. În ce domeniu lucrez? Uite, mă, vă zic până la urmă, lucrez în IT. Asta pot să vă spun. Ang, nu ai membru? Ang, n-ai membru? Cât a pierdut pe Vertigo? 25-23. Am revenit, o mică problemă, vreo 5 minute, așa e o problemă mai delicată, așa că o las aici în mâinile capabile lui Santa și voi reveni și imediat. Îmi cer scuze, chiar e o mică problemă destul de urgentă. Don't worry, Pop, fă-ți treaba. Am 25 de ani, am reușit să ajung până la vârsta asta. Mulțumesc oricărei forțe care m-a ajutat să ajung până aici. Alex, aș putea să te contrazic într-o anumită măsură. Merită să faci asta dacă ești pasionat și într-adevăr o să ai și un venit care ți intră, dar nu este unul cu care să zicem că poți să investești mai departe ceva, un surplus de care să te ajuți. E într-adevăr super ok momentan. Te salută și pe tine ăștia după aș vă pup, băieți. Băi, eu nu mă înțelegeți greșit, eu nu sunt nici software developer, nici lucrez mai mult în partea asta de development și revenue. Mă rog, sunt mai mult pe partea asta de afacere, în general. Nu sunt partea tehnică, sunt, să zicem, partea care se ocupă mare parte de bani. Mulțumesc la fel, băieți. Felicitări, mă bucur pentru oamenii care sunt. Avem tot felul de oameni pe aici, avem ingineri, avem tot felul de oameni. Nu sunt antreprenor, mi-ar plăcea să fiu, dar momentan, uite mă, hai că zic ce să mai mă. Titulatura în engleză, și iertați-mi dacă sună aiurea, e business developer. Asta sunt eu, asta fac. Poți să faci asta, Alex, și să ai o viață destul de decentă. Chiar poți să faci asta, o fac o grămadă de oameni, bine, la un alt nivel decât o facem noi, într-adevăr, dar de ce să n-ajungem și noi acolo? Adică, de ce nu? Văd că toată lumea, mă rog, toată lumea, mare parte a României trage din răsputeri să ajungem la diferite domenii, să ajungem cât mai departe. Uite, avem odată Simona Halep, chiar dacă nu e exemplu cel mai bun, Nexus, care are un palmares excepțional dacă pui în balanță cu celelalte echipe din România. Ne descurcăm peste tot. La barbut nu știu dacă poți să te întreții, dar de liane e ok, e ok și asta. Nu mă deranjează să spun chestii despre mine, lucrurile astea oricum sunt publice, nu mă ascund, adică puteți să-mi verificați și LinkedIn-ul, sunt toate chestiile acolo. Nu mă ascund cu absolut nimic, pentru că odată îmi place să fiu transparent cu voi și doi, mie îmi place să mă mândresc cu realizările mele, nu știu dacă și voi gândiți în aceeași măsură sau la fel ca mine, dar na, e greu să te descurci, e greu să... nu dau exemplu Nexus la CSGO doar pentru că suntem pe canalul Nexus Media și eu fac parte din echipa asta, dar dacă tu poți să numești o altă echipă
din România, care are un palmares și un portofoliu mai bogat decât Nexus, te rog să fii invitatul meu. Nu cred că există o altă echipă în România în momentul de față care a ajuns la nivelul, la nivelul Nexus. Și nu cred că o să fie pentru o bună perioadă de timp la cum arată lucrurile, dar extrem de impresionant că sunt și alte echipe care se bat oarecum cot la cot în diferite competiții cu Nexus. Pe LinkedIn, uite, intră la mine, intră pe Instagramul meu, dă și un follow dacă ești acolo la Santa Is Casting Legat și o să vezi cum mă cheamă și cu siguranță îți dai seama cum sunt și pe LinkedIn. Da, într-adevăr, Daniel, vorbim de echipe curente. De ce spui Corneluș că suntem ca aia de la fotbal? E cu totul alt sport, nu e aceeași intensitate. Gândește-te că la CSGO ai runde de 2 minute în care tu trebuie să fii activ și trebuie să vorbești în continuu, încât dacă există spații în vorbire și nu ai un vocabular decent și nu cunoști într-o oarecare măsură jocul, te cam pierzi. La fotbal există foarte multe spații în care poți să, în care poți să faci o pauză, în care poți să te oprești din vorbit. Complet diferit. Ok. Mă iertați, dacă era un compliment, cred că m-am dus eu un pic cam mult. Ăștia care scriu pe chat. Bă, toată lumea are dreptul la opinie și m-ați prins la vorbă mult acum, nu știu. Când mă luați la vorbă, eu chiar dau înapoi. Am jucat basket 6 ani de zile. Teg, da, Teg e, într-adevăr, am fost mare fan Teg, The Elder Gods. Teg mi s-a părut o forță impresionantă a CS-ului românesc pe 1-6. Nu, în iOS deloc, originar sunt din Buzău, deci am jucat la CSS Buzău. În București, sunt din provincie, eu modest venit de la țară, crescut la sat. Și am ajuns, m-am emancipat și odată ce am ajuns la București și, na. Bem o bere, Claudiu, nicio problemă. Bem, odată ce se liniștesc apele cu toată tensiunea asta cu COVID, bem câte beri vrei tu. Bine, cu măsură, evident. Dar eu nu mai am la ce să mă întorc în Buzău momentan. Bun, și cred că avem și un început de meci, dacă nu mă înșel. A, uite, cineva mi-a dat ad pe LinkedIn. Te pup, Radu. Nu cred că nu încep. Da, mă iertați, e greșeala. Băi, Galațiu Vladimir, Galațiu a fost o forță de la basket, adică la Galați era echipa națională de junior, despre ce vorbim. Adică, na. Galațiu era echipa care domina basketul la juniori și între licee și salutări, Xarte. Da, urmăresc NBA, dar acum sunt foarte, foarte mare fan UFC, Ultimate Fighting Championship, și mă uit, chiar n-am așa abonament la ăștia, și mă uit intensiv la UFC, sunt atât de multe chestii interesante acolo și îmi plac sporturile de contact. Salut, am revenit. Vorbește de sporturi. Da, vorbeam de chestii, sporturi, pasiuni și așa mai departe. Foarte frumos. Face sport, prieteni, e sănătos. Unde stau eu în Buzău? Unde stăteam eu în Buzău? Asta mă întrebi, Costin? Match de box versus sang. Ce ziceam? Facem un sparring. Din Buzău, dintr-un sat de lângă Buzău. Mai exact. O comună, mă rog. E la vreo 8 km de Buzău. Nu o să vă zic ca să nu se trezească bunica mea cu colindători. Bun,
pare că începem cea de-a treia hartă din acest Best of 3 Nexus versus NLG. Și sunt inversate din nou alea sus. Take it away, Santa, până modific și asta. Mi-au dat băieții, uite, mi-au dat băieții ad pe LinkedIn, vă pup. Bun, începem prima rundă de pistoale din, de pistoale de lame, mai exact, sau ce? Mă iertați. Nu. Ah, ok, este o rundă simbolică de lame. Cred. Ok, și câștigă această rundă simbolică NLG. Nu, e rundă... Bune. Pentru că e ultima hartă și practic nu a ales-o nimeni. Se dau lame. Bine, teoretic a ales-o echipă, dar nu contează. Ok, înțeleg și eu. Mă iertați. Da, mi-a scăpat acolo some profanity, dar... Bine pe glumă. Da, într-adevăr. Ia uite ce avem acolo. Nexus Silver, Zăpadă, bine ai venit, Zăpadă, dacă te cheamă și Ion, sunt fanul tău. Zăpadă, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Bine ai venit. Și la toată familia ta. Rundă de pistoale așadar, prieteni. Pe 250 aruncat de semințe pentru Xelo. Are utilitățile semințe. De partea cealaltă, Sin are Smoke și Diffuse Kit. Au 3 jucători îndreptați către site-ul băieții de la No Limit Gaming. Pe site-ul ăla sunt 2, iar pe mid nu se află niciunul. Mid-ul lăsat complet liber, semințe aruncă smoke-ul pe site-ul ăla, poate să-i destabilizeze puțin pe băieții de la No Limit Gaming. Vine și flash-ul, însă intrarea se va face către site-ul B cu un split în acest moment. 2 din short și 2 din casă. Ime îl scoate pe Red, Sin și Xen fac și ei 2 fraguri, însă este pus apoi în send de către Ime. Sin aici la mașină, găsit de același IME, double kill-ul pentru el, Xelo l-a scos pe PDY și a rămas numai Sky. 1 versus 3 în geamul de la kitchen. Xelo pregătit acolo să ia duelul, dar Sky nu se grăbește. Sky face primul kill acolo, îl doboară pe Xelo, să vedem dacă poate să obțină mai multe din această rundă. Sper că nu o să se întâmple acest lucru. Sare în continuare de la geam și este doborât instant de către semințe. Miraj, oameni buni, Miraj. Știm ce face Nexus pe Miraj și vedem asta încă dintr-o primă ipostază în incipitul acestui, acestei a treia hărți. Cu câștig de cauză pentru Nexus, 1-0, și mergem mai departe. Vedem acolo un force cu scoutul pentru Red și cui altcuiva să-i dai scoutul decât acestui jucător care a fost cel mai proeminent cu, cu Polarul din partea, din partea NLG. Cu toate astea, 2 AK-uri pentru noi și buy consistent pentru noi. Inventarul ne poate ajuta extraordinar acum și să vedem cum se descurcă în acest hold băieții de la NLG. Sunt foarte curios totuși cum vor reuși să treacă aici băieții noștri de aceste holduri Red. 6 HP pentru el cu scoutul, flash-ul în pantă, semințe, prins pe poziție acolo, aproape să-l scoată pe Sky, dar poate că s-a ascuns mai bine jucătorul de la No Limit Gaming. Pe lângă conector, este deja băgat în conectorii mei, iar Xelo-ul ajută cu holdul din short. Foarte interesant aici... aceste holduri destul de încete, mai ales că adversarii au doar pistoale. Picul în casă făcut de Sky. Red l-a văzut acolo pe B când a sărit, dacă nu mă înșel, și vine și headshot-ul din partea lui. Va face și cel mai probabil repicul de pe tichete. Îl atinge pe Xelo, PDY. Double kill-ul lui PDY cu Deagle-ul. Ime l-a scos pe Red, dar amândoi jucătorii de la Nexus sunt foarte secați în acest moment. Sky l-a scos pe Ime și Xelo rămâne 1 versus 4 cu 13 HP. Vorbeam de holdul jucătorilor de la, de la NLG, ce au făcut cu acele pistoale și scoutul în mâinile lui Red. Cele 2 AK-uri nu ne-au ajutat foarte mult în acest duel, așa că o să-l vedem pe Xelo acum în, în prim plan. Poate reușim să doborâm mai mulți inamici, poate o să reușim să ne construim o economie mai sustenabilă în, în rundele următoare. Știm care va fi deznodământul acestei runde. Xelo o să salveze și trebuie să salveze acela ca. Așa că o să mergem mai departe cu un 1-1, aceeași postază pe care am văzut-o și pe Vertigo când jucătorii de la NLG au adus egalitatea încă din cea de-a doua rundă.
Să vedem dacă mai departe o să se distanțeze în aceste runde incipiente sau o să revină Nexus miraculos după acest hold impresionant. Va fi un force buy, desigur, în jurul acelui AK. Cauza că a salvat Selo din partea de Terror, nu a primit niciun ban în timp, când timpul s-a terminat, așa că băieții noștri vor merge și ei pe pistoale, pentru că oricum au mers foarte bine în general pistoalele pentru noi și pare că Mirage este harta cheie în care pistoalele merg cel mai bine. Nu știu exact dacă l-a văzut Sin acolo pe CX, dar CX a găsit capul lui Sin, trage și după Red, însă nu reușește să îl pună la pământ. IME se strecoară în conector cu Deagle-ul, are un jucător în junglă, este vorba de PDY. Găsește Sky totuși acolo pe Xelo, PDY pe IME, Sky double kill-ul, vine și PDY aici să-l ajute și îl elimină pe semințe. Rămâne doar CXE cu 1 HP, ultima oară fiind văzut în casă B, recuperează bomba și se îndreaptă către short, acolo unde cred că este ținut de Sky. Este PDY de fapt cel care face ultimul frag, triple kill-ul pentru el și avem 2-1 pentru No Limit Gaming, iar Nexus sunt nevoiți să facă o rundă de eco. Cum stai cu energia, dragă Pop? Perfect, n-am nicio problemă. Trebuie să mă cari, trebuie să mă cari meciul ăsta, da. Trebuie să mă boostezi. Dar nu-i problemă, întotdeauna există energie pentru Nexus. Don't take my energy, dar totuși trebuie să schimbăm oarecum ceva din pasul pe care îl impune energie în momentul de față. Și vedem acolo că intră și kill-ul din partea lui Xelo pentru Red with love from Xelo. Să vedem dacă o să ne ajute și mai mult aceste pistoale mai departe. Îl vedem pe Sin care înaintează aici în short destul de agresiv. O să-l doboare pe IME la Delpan. Trag jucătorii noștri și sunt oarecum incubați în zona midului de poziționarea jucătorilor adverși. Ultimul rămas în viață este Semințe și este pus la pământ acum, dar nu înainte să-l ia cu el de gât pe Sin. Așa că 3 pentru NLG. Și știi ce mi se pare extrem de curios, Pop? Că n-am văzut foarte multe pauze până acum. Oare nu au dreptul la foarte multe pauze jucătorii sau pur și simplu nu au simțit ei nevoia? Au dreptul la pauze 100% și zic oho pentru că am văzut foarte multe în timpul meciului cu Hollywood. Doar că probabil băieții nu simt nevoia pauzelor, cel mai probabil sunt anumite, să fiu sincer, majoritatea situațiilor se pierde doar duelul față în față, dar Red este pus la pământ Excel-o prin smoke-ul din short. Vine și IME aici în casă B și îl prinde pe Sin. Este totuși și Xen acolo la site-ul B, la Eduard, parcă, la pilon, oricum, în short. Știu că avea numele la un moment dat al unui pro player, dar nu mai știu exact dacă e Eduard sau era altcineva. IME, pregătit aici să pună și mai multe probleme. Xen vine cu trade-ul și apără foarte bine aici jucătorul de la NLG, site-ul B. Totuși îl caută Semințe și îl găsește. Până la urmă rămâne numai Sky cu Polarul în kitchen. 2 versus 1 și ar trebui să închidem runda asta fără alte daune venite asupra membrilor noștri și într-adevăr se întâmplă asta. Bait frumos făcut acolo din bench și Semințe și Xelo, mă iertați, închide cea de-a doua rundă pentru Nexus. 3 pentru NLG, runda cu numărul 6 în fața ochilor noștri și da, nu o să folosesc niciodată ho-ho-ho, nu e trademark-ul meu. Fați seama doar așa ca un mic insight, e un nickname pe care mi l-am ales undeva la 11-12 ani când mă jucam 1-6. Așa că a rămas de atunci, a fost așa o semi-glumă, mai mult o metaforă, mai mult o nu știu ce a fost, dar îmi place sper. Așa, revenind la meciul nostru, full buy pentru ambele echipe, Polarul în mâinile lui Xelo, double op setup pentru NLG, vedem atât la Red cât și la Sky și Red deja face victime cu acel Polar și nu se satură, prea din ce în ce mai mult, one way acolo mic pentru Xen, decide să se retragă
Și acum să vedem ce decid ai noștri să facă mai departe. Și mă refer aici la Nexus. Am văzut o rundă impresionantă din partea lui Ime în runda precedentă, dar închisă de către Xelo și Semințe. Să vedem dacă acum o să fie cazul să aducem avantajul numeric în partea noastră de balanță. Nu mai am cuvinte, boys. Așa că va trebui să mă suportați pentru restul meciului, îmi pare rău. Momentan nu se întâmplă nimic în fața ochilor noștri. O să vedem acum că atenția merge către site-ul B din partea Nexus. Cu toate astea sunt doi jucători care ar putea să ne pună probleme în pozițiile standard și meta la mașină și, cum zicea mai devreme, Pop Edward, dar acum destul de avansat în short aici Red se uită cu polarul și să vedem ce face, bate un jucător nou venit, flash-urile acolo, bine, utilitățile lipseau din inventarul jucătorilor noștri, doi rămași în viață după ce Sin îl doboară pe B, să vedem dacă o să reușească aici mai multe, dar Red e pe poziții și face kill după kill, Xelo îl doboară pe PDY, dar nu înainte ca Sin să întoarcă favorul și este 4-2 pentru NLG. Foarte interesant acest double up setup pe care îl exersează băieții de la NLG. Nexus au aici o rundă de eco în acest moment. Este un deagle cu armură pentru CX care avea cei mai mulți bani în bancă și un nade pentru Semințe. Cam atât din partea băieților noștri. Să vedem cum se vor descurca totuși cu aceste deagle. Știm că pot pune foarte mari probleme și din nou CX în același unghi le elimină pe Sin. La are și pe Xen în short și la el trebuie să aibă grijă, dar Sen este pregătit, double kill-ul lui Xen. Sky îl scoate pe B și rămân doar Xelo și cu Semințe care au doar Glock, dar Semințe prins din spate de către Sky din zona CT-ului. Xelo în conector în acest moment îi dă headshot lui PDY, dar după cum știm Glock-ul nu este chiar cel mai puternic pistol. Și băieții la NLG își mai aduc o rundă pe tabelă, dar Nexus vor cumpăra aici, ce-i drept fără polar. Bine, într-adevăr funcționează și AK-urile foarte bine. Am văzut asta în alte meciuri pe care le-au jucat Nexus. Polarul pentru Xelo acum a fost într-adevăr impunător, dar cred că avem mai multă mobility și mai mult avantaj dacă o să mergem cu acele AK-uri și nu este prins aici PDY. Din nefericire, Rafale acolo care își ratează ținta din partea băieților noștri, dar Imea a intrat deja în conector și ar putea să facă foarte multe ravagii acolo, doboară deja un jucător pe Xen, trebuie să fim atenți la short, trebuie să intrăm și din rampă, cât și palat în același timp, doi jucători în site-ul A și acum este timpul să capitalizăm și tot punctul ăsta pentru că este extrem de important. Sky acolo cu polarul se descurcă și el bine și cred că o să cedeze, nu o să cedeze site-ul A, mă iertați, este un jucător foarte aproape de rampă pe care ar trebui să-l scoatem, dar Imea se strecoară în toate unghiurile posibile și doboară jucător după jucător, dar PDY. Trebuie să fim atenți la acest om. Ime rămâne ultimul în viață, l-a auzit acum sărind acolo și este prins de către PDY. Triple kill făcut de acest jucător. Quad kill, da, quad kill a fost acolo. 80% din echipă e quad kill. Așa că PDY încă are foarte multă energie încât să aducă același impact pe care l-a avut și pe hărțile precedente. 6-2. Așa din nou, mersi. Runda de half-buy de data aceasta pentru băieții noștri. Vedem un MAC acolo pentru IME, niște pistole upgradate și cred că va fi un play rapid la site-ul B. Vedem deja smoke-ul aruncat de Xelo tocmai din bază pentru, dacă nu mă înșel, una dintre arcadele din site-ul B. Într-adevăr, Sen îl scoate pe IME, double kill-ul lui Sen. Este pătruns deja Semințe, triple kill-ul pentru Sen, quad kill-ul pentru jucătorul de la NLG. Rămâne doar Semințe cu un double kill și un P250 în mână. Totuși a auzit acolo polarul lui Red și a reușit să recupereze și acest M4 ascuns în smoke, are un jucător care vine din spate și trebuie să aibă foarte mare grijă. Ei Semințe, însă PDY presupune că dacă nu l-a găsit până acum pe Semințe, încă se ascunde în smoke. Rundă câștigată de băieții de la NLG, dar până la urmă s-au scos două arme, damage-ul a fost dat economic și din nou va fi o rundă de full buy în care vom vedea și polarul în mâinile lui Xelo. Trebuie să ne gândim și la factor, un factor important care se aplică și la mine și aici este într-adevăr destul de dificil să joci best of 3-uri în aceeași zi, este al doilea pentru noi în momentul de față după un overtime dramatic pe Vertigo, dar
nu ar trebui să ajung la concluzia acum. Și PDY, o poziție interesantă, îl vede acolo IME, nu face double kill-ul, dar vine trade-ul din partea lui PDY. Să vedem aici, CXS se uită, ar trebui, îl vede acum pe PDY după ce îi dă 95 damage lui CXS. N-a picat așa cu una, cu două PDY acolo, dar mă bucur că este eliminat din schemă. Așa că să sperăm că ce spui tu, DSM, este adevărat. Să sperăm că toate echipele se opresc la 7 și să fie cazul aici Energy. Mergem către site-ul B acum, utility damage către Xen acolo și îl vedem totuși pe B că se îndreaptă către site-ul A și să-l prind acum pe Sin acolo, să vedem dacă face și mai multe daune. B, bomba este în top mid și nu ne îndreptăm către site-ul B. Sky cu Polarul în continuare la tichete. Dar vine din urmă acum CXS și vin și restul jucătorilor de la Nexus, se infiltrează acolo deja deja Xelo, dacă nu mă înșel, în junglă sau nu, este BTN, mă iertați, BTN în continuare acolo și este distrus pe site-ul la Sky, obține controlul acestui obiectiv și ultimul jucător în viață este Xen, care vine acum, este undeva în market, se retrage și trebuie să salveze. Judecând corect după economia pe care au în momentul de față NLG. O să fie 3 runde pentru Nexus și ușor revenim în acest match. Da, băieții, nu știi, pare că s-au mai dezmorțit puțin după acea mică pauză și să vedem cum vor răspunde în continuare împotriva celor de la NLG, care au destul de mulți bani strânși acolo în bancă. Și vor putea susține încă un full buy fără nicio problemă, chiar cred, cu încă un polar în mâinile lui Red, care până acum s-a dovedit a fi foarte periculos cu această armă. Desigur, și cu echipirii săi sunt la același calibru, să spunem așa. A reușit să țină chiar de un polar, totuși e aici, foarte bine îl pune la pământ. Totuși, cum ziceam, situația economică arată foarte bine pentru NLG și băieții noștri încep să-și construiască ușor economie cu ajutorul acelui bomb plan și că au rămas foarte mulți în viață la sfârșitul rundei. 7 la 3, runda cu numărul 11 o avem în față în acest moment și să vedem care este cursul acțiunii pe care îl vor alege băieții noștri. L-am văzut acolo poziționat de un smoke de CT, cred că va fi o execuție pe site-ul A din partea Nexus, totuși PDY strecurat în palat, îl prinde aici pe CXS. Din smoke-urile însă trebuie să aibă mare grijă la jucătorul din palat, care ar putea fi elementul cheie pentru băieții de la NLG. Ai noștri intră din pantă, trec acolo, pus la pământ Sky sub palat. PDY în continuare aici nu este văzut, face un frag, double kill-ul pentru PDY, triple kill-ul în total în această rundă, rămâne Xelo în pantă, iar IME este către junglă, dar este scos de către Sin și PDY încheie această rundă cu un quad kill. Wow, ce face jucătorul ăsta excepțional din partea lui, până acum are deja 16 kill-uri PDY și își care echipa cu... alături de Xen, vedem că și el este destul de în frunte acolo. Așa că... vedem o pauză. În sfârșit o pauză. Cred că acum e timpul să respirăm puțin și Pop, if you can, să o iei mai departe, să conduci discuția cu băieții din chat, că revin imediat. Sigur, nicio problemă. Băieții de la NLG, poate că... i-am subestimat puțin pe Miraj. Cred că totuși este o pauză dată acolo de băieții de la NLG. Văd că s-a deconectat un jucător, probabil mici probleme cu conexiunea. Totuși, băieții noștri par puțin overwhelmed, să spun așa, parcă nu găsesc răspunsul pentru această apărare pe care ne-o arată băieții de la NLG. Băieți care, din nou, țin să vă amintesc, au reușit să-i înfrângă pe Nexus ieri într-un best of 3 și înainte s-au mai întâlnit Nexus cu ei în cadrul turneului 9-5, unde Nexus a reușit să treacă de aceștia, dar până la urmă meciul nu este terminat, este doar 8-3, un avantaj de 5 runde se poate face înapoi imediat. Băieții noștri vor putea să cumpere, au deja acele arme cumpărate și desigur seminții și cu CXS își vor cumpăra și ei. Cel mai probabil să meargă pe un default, să-i găsească pe băieții de la NLG, care
din câte am văzut, tot încearcă să facă anumite play-uri, anumite încercări. Am văzut picul în palat, am mai văzut jucători în under cu acel one-way smoke și cu posibilitatea de trade. Niște play-uri foarte interesante pe care le vedem din partea lor. Totuși, partea de CT este un pic mai strong pentru Nexus, așa că atunci când vor ajunge acolo, sunt sigur că le vor ține piept cu succes celor de la NLG. Voi ce părere sunteți, prieteni? Cum credeți că va decurge meciul de acum înainte? Sunt foarte curios să văd și părerile voastre, dar sunt curios și dacă mai intră jucătorul de la NLG sau terminăm aici, nu e nicio problemă, ne le dăm mâinul la Nexus și mergem mai departe. Păi nu. Ar fi extraordinar să se întâmple asta. Sper că i-ați picat vreunul netul, spune sincer. Le-ați aflat IP-ul și i-ați flodat pe băieți. Mă iertați dacă o să se aude niște zgomote ciudate, dar după o zi așa lungă trebuia să totuși să bag și eu ceva în stomac. Sper că nu vă deranjează. O să fac asta doar în pauza asta. Nu mai rezistam, la gabaritul meu trebuie să fac asta și iartă-mi lipsa de profesionalism, Pop, dar chiar nu mai rezistam. Nu e nicio problemă. Cu toții suntem oameni până la urmă, chiar dacă stăm și comentăm un meci de counter, până la urmă și nouă ni se face foame, ni se face sete, așa că nu e nicio problemă. Atunci o să mă pun ușurel pe mut. Sigur, poftă mare, nicio problemă, stai liniștit. Deci pe 9, 16-3. Vedeam că 16-3 nu prea merge, că au deja 8, dar după aia m-am prins exact ce vrei să zici. Nexus câștigă întoarcere dramatică. 10-5 și după 16-13 pentru Nexus. E interesant. Vedem că a revenit și ultimul jucător de la NLG, așa că vom intra imediat în runda cu numărul 12. Am înțeles himnul, hai că mă grăbesc dacă e. Nexus trimit 4 oameni înspre site-ul AU și bomba tocmai intră acolo, iar către Under este capitanul Nexus, este BTN. Îl avem pe Sky cu augul urcat pe lemn sau poate chiar de desubt, nu știu, nu-mi dau seama exact în acest moment, dar nu mai este acel push agresiv la începutul rundei din partea celor de la NLG. Stau și un pic mai safe, dar totuși B poate lucra destul de ușor acolo în zona mid-ului. Văzut Xen în CT acolo, unde a făcut săritura Sky, îl găsește pe CXC sus la palat, se repoziționează sub palat, PDY îl elimină pe B, tratează acolo un pic flash-ul și aproape să fie pus capăt de către Xelo, semințe, totuși îl prinde pe Sky fix înainte să explodeze smoke-ul. Totuși băieții noștri sunt în dezavantaj și au doi jucători foarte secați, trebuie să aibă foarte mare grijă cum își aleg play-ul pe care vor să-l urmeze în restul acestei runde cu numărul 12. Văd că se strânși acolo în bază terror, ducându-se probabil către casă B sau zona midului, deși zona midului este destul de liberă în general împotriva celor de la NLG. Poate fi destul de înșelător. Zen a pușat din palat pe cel mai bun timing pe care ar fi putut să-l prindă vreodată. A stat acolo cu polarul Xelo și a așteptat destul de mult. BDY îl găsește pe Ime, totuși bomba era în brațele lui Ime și este picată în mijlocul midului. Sin îl scoate pe Xelo și rămâne doar semințe cu acela AK și 22 HP urcat în ladder. Nu mai este timp, semințe vrea aici doar să salveze acest AK și dacă moare după timp ar putea fi o problemă foarte, foarte mare pentru Nexus. Totuși semințe rămâne aici pe poziții, face primul frag, intră și el de-al doilea și Sin îl pune la pământ. Semințe va intra în runda cu numărul 13 cu $650. Nefericită situație într-adevăr pentru semințe și în general situația acum de
din fața noastră, vedem că nu găsim ritmul adecvat încât să distrugem apărarea energy. Încă există timp și încă există loc de îmbunătățit. Mă iertați, Bozo, și bagă nasul la pieptul meu de pui. Așa. Revenind acum, vedem pistoale pentru Nexus într-adevăr și Xen acolo cu AUG-ul. Îi place foarte mult această armă de meta. Aparent funcționează acum, a fost SG-ul acum. Mamă, mă iertați-mi reacția puțin dubioasă, dar SXE acolo, două kill-uri cu Tech9-ul. O să-l vedem pe semințe într-un 1 versus 2 acum, după ce cu echipierii săi au creat acest context. Să vedem dacă o să reușească ceva acolo. Semințe și trage Sin și îl doboară până la urmă. 10 la 3 pentru NLG. Poate o să fie aceeași situație cum a fost și pe Vertigo, în care noi conduceam 10-5 și au întors băieții. Posibil să fie cu siguranță și pentru noi. Trebuie să ajungem la cele 5 runde și nu ne stă nimic în cale. Full buy acum pentru jucătorii noștri, utilitățile sunt acolo. Dar în continuare acel dublu polar, acel dual op setup din partea NLG ne pune probleme. Și am văzut și poziționarea destul de agresivă a acestor jucători. Să vedem mai departe ce anume vor să implementeze acum Nexus, după ce intuim exact care este ritmul de joc. Vedem deja în număr destul de mare că Nexus, jucătorii noștri, încearcă să obțină controlul asupra casei. Rafale acolo din partea lui Sin, nu se întâmplă nimic, este aflată și poziționarea și este prins pe picior greșit. CXL doboară pe Sin, dar Xen cu AUG-ul în continuare face ravagi, este forțat out of position și este prins de către semințe acolo. Este extrem de dificil la distanța aia să dobori un jucător având Mac-ul, dar semințe în continuare s-a săturat și vrea cele 5 runde pentru Nexus. Mai departe, Red și Sky sunt ultimii rămași în viață, cei cu polarele care cred că o să salveze acum, dar Xelo îl prinde la cross acolo pe Red și asta este foarte important. Un polar este picat și sunt nevoiți jucătorii de la NLG acum să joace în jurul acestui polar care este salvat de către Sky. Nu cred că o să aibă bani foarte, foarte mulți, judecând după economia care e acum la ei în bancă, să aducă și alte arme în inventarul lor pentru următoarea rundă. Văd că pieptul ăla de pui ți-a dat energie bine, nu poți să zici că nu. Pieptul ăsta de pui, da, clar. Da. Intrăm în runda cu numărul 15, 10 la 4 pentru NLG. Și spune cineva mai devreme că prezice un 10-5 și după aia un 16-13 pentru Nexus. Poate că era mai aproape de adevăr decât am fi crezut. Full buy pentru ambele echipe, mai degrabă force buy totuși pentru NLG, care au două MP9 și un FAMAS acolo. Red îl găsește pe Xelo în puținele dăți în care ratează Xelo. Este pus la pământ jucătorul de polar din partea echipei noastre. Din pantă totuși pușează aici Sky și cu PDY. CXE vine din palat și este pus la pământ de către Sky. Se retrag instant cei doi jucători care pușeaseră, dar poate acesta este momentul lui semințe. Poate reușește să îi găsească fără să aibă niciun duel acolo. B îl va ajuta cu siguranță. 12 HP pentru B, totuși semințe ieșind din palat nu îl vede pe Sky. Însă B se asigură că acesta nici nu îi va pune probleme lui semințe. Nu știu exact de ce ne uităm pe IME, dar Sin se repoziționează în conector, Zen îl pune la ponte B care era secat și semințe. Un singur glonț de la Xen pentru semințe. 11 la 4 este finalul acestei jumătăți, iar Nexus vor trece pe partea de CT. Yep, 11 la 4 nu e tocmai rezultatul la care ne așteptam cu toții, dar poate. Revin pe fața noastră ca să intrăm din nou pe server. Sper că nu... Nu e. Ai, ok. Vreau să nu te prind într-un moment... Nu, e ok. Oricum, voiam doar să spun că nu e o situație drastică și 11-4 nu e un capăt de țară. Așa că o să ne uităm la băieții noștri și să vedem dacă deduc acum strategia celor de la NLG. O să facă jump-ul în mid, așa au făcut și în ultima hartă pe care am jucat-o versus ei pe Mirage.
Și acum IME cred că deduce acest lucru și pușează pentru info acolo, se duce și mai mult. Să vedem acum dacă o să iasă picul jucătorilor germani. Nu se întâmplă asta, este și molotovul ratat și shortul este în prim plan pentru ei. Acum Xelo se bate din răzputeri cu jucătorii din mid. O să-l doboare până la urmă pe Vinny Wild. Doboară și pe Sin Double pentru triple kill pentru Xelo la pistoale. Să vedem cum se descurcă mai departe. Red face și el un kill acolo. Double kill, se întoarce la 90 de grade aproape și îl doboară pe B. Să vedem dacă mai departe triple kill și pentru Red. Dar Ime vine din spate, este în scări acolo, doboară pe Red. Și să vedem ce se întâmplă cu și cu ultimul jucător. Sky îl bate acolo pe Xelo și este duel acerb între jucătorii noștri și Nux. Îl bate Sky pe Ime. Ce situație după triple kill-ul lui Xelo. Wow. Deci nu înțeleg ce s-a extraordinar ce s-a întâmplat în runda asta. Xelo părea că e mort 100% în momentul în care venea jucătorul din junglă, s-a întors și i-a tras un glonț instant. Încet Red a făcut același lucru și după a continuat și a mai scos un jucător cu SP-ul, o rundă de pistoale care a mers în toate direcțiile. Totuși, până la urmă, în LG au fost cei care au ieșit câștigători în această rundă de pistoale, iar băieții noștri au mers pe un Force by 3, Deagle-ul pe 250 și un Scout pentru Xelo. Să vedem aici, totuși, Sin îi vede picioarele lui CX și îi dă niște damage acolo. Totuși, ar putea să-l surprindă aici CX cu Deagle-ul, dar Sin a aruncat flash-ul și CX a fost obligat să reacționeze. B se uită către palat, îl vede acolo pe Zen, dar nu reușește headshot-ul. Este doar un mic tag acolo de pistol. Avansează ușor în zona midului doi jucători de la NLG, trecut PDY acolo către short, văzut de către B și informația va fi dată mai departe. Totuși băieții noștri sunt foarte retrași, pistoalele sunt foarte bune în close quarters combat, mai degrabă pe 250-ul. Deagle-ul este excepția de la regulă. Să vedem totuși Xelo cu scout-ul, ce va reuși să facă Red, îl găsește pe B, pică unul dintre cele două digăle, totuși Xelo, superb headshot-uri, două la număr cu acel scout, situație de 2 versus 2 în acest moment, mai scoate unul Xelo, triple kill, este și Ime acolo cu un Galil în mână și întorc Ime și cu Xelo, o rundă care părea că nu mai are nicio speranță, extraordinar jucat acolo cu acel scout de către Xelo. Excelent din partea lui Xelo, triple kill în prima rundă, triple kill acum și cu scoutul din City, s-a supărat Xelo și vedem că asta se întâmplă, vrea să aibă câștig de cauză în acest match și nu-l învinuiesc absolut deloc. Ar trebui să tragem în aceeași direcție și să aducem oarecum o strategie nouă acestui joc. Îl vedem în continuare pe Xelo acolo cu rafale către mid, upgrade-ul la AK este unul semnificativ și vedem și echo din partea NLG. Există foarte multe șanse să întoarcem acest scor, cel puțin să revenim la egalitate acum după ce Ime face double kill-ul în top mid acolo. Să vedem dacă o să facă și al treilea kill. Se întâmplă triple kill pentru Ime. Într-adevăr, jucătorii oponenți erau la echo, dar este întotdeauna bine să vezi kill-uri din partea jucătorilor noștri. Quad pentru Ime și să vedem dacă vine și ace-ul. Nu cred că o să se întâmple, este în altă parte a hărții acum. Sky și one dig acolo către semințe. Frumos într-adevăr, dar un efort irelevant, acum aș putea spune, versus 4 inamici și până la urmă îl doboară BTN și aducem 6 runde pe tabelă. Cred că poate fi un prolog bun pentru comeback-ul nostru. 12 la 6, NLG nu mai au bani în acest moment, sunt nevoiți la o rundă de eco și aici băieții noștri pot începe un comeback destul de bun. Dacă rămân mulți în viață după această rundă de eco, pot să începe să lucreze la acea economie de care au nevoie neapărat Nexus. Nu își vor permite la scorul pe care l-au cei de la NLG, nu prea își vor permite runde de eco și atunci sunt nevoiți să-și construiască o economie puternică cât încă pot. Vedem acolo în zona top mid-ului, este un run boost pe care îl vor face și să-l destabilizeze puțin pe Xelo. Se luptă acolo Xelo, scoate 2 jucători, dar PDY vine cu trade-ul, B îl scoate și el 2, dar Ime este cel care omoară ultimul jucător și acela este Red. Va fi nevoie de o reinvestire de către doi jucători, dar totuși aici Xelo își permite acel polar cu care se joace în window. Foarte mult impact adus de către Xelo până acum în meciul ăsta și se vede că vrea din răzputeri.
să schimbe soarta jocului, dar în aceeași măsură și IME, dacă ne uităm puțin pe tabelă, este într-adevăr un efort colectiv și sunt curios acum să vedem cât de departe se duce această revenire pe care o avem. Și Xelo acolo foarte bine face kill-ul 1, double kill pentru Xelo, excepțional movement din partea jucătorului nostru și este doborât în cele din urmă de către Red. Foarte impresionant din partea lui acolo și într-adevăr s-a supărat Xelo. Trebuie să-l verificăm și pe PDY acum o face semințe, dar este mai rapid PDY. Un 2 versus 3 în care Red are Polarul și PDY una ca cei mai periculoși jucători, aș putea spune, de la NLG. Îl vede acum IME acolo și pe PDY. Red în aceeași măsură se îndreaptă către rampă și este un jucător acolo boostat pe ghiveciul de flori din rampă. O să vină și double pick-ul aici. Este auzit Red, cred, sau intuit cel puțin că este acolo. Face un kill, dar vine și trade-ul. Să vedem B versus PDY. Știm ce poate face acest PDY. Vin și utilitățile de rigoare, dar el înaintează în ciuda diferenței de aș putea spune putere într-o oarecare măsură sau de colectivitate. Erau doi jucători acolo care puteau să facă repicul și B încheie situația pentru această a 20-a rundă. Așa că avem 8 pe tabelă pentru Nexus și doar 4 runde distanță până când ajungem la egal. Din nou, exact ce ziceam, băieții noștri trebuie să lucreze la economie. În acest moment, băieții de la No Limit Gaming nu au bani de arme, merg pe niște pistoale cu destul de multe utilități. Mi-ar sugera chiar un play rapid către site-ul B și chiar cred că asta este și cazul. Foarte multe flash-uri pe care le vor arunca în acest moment, două nade-uri din partea băieților la Nexus, însă nu se grăbesc aici No Limit Gaming. Vine încă un molotov din partea lui SX, care a putut fi o problemă destul de mare dacă era un rush inițial. IME îl scoate pe Sky, Xelo l-a scos pe Xen, totuși Sin îl până la pământ pe IME, dar SX vine cu trade-ul aproape instant. PDY aici cu Deagle-ul îl scoate pe SX. Ajungem într-o situație 2 vs 3, însă a venit capitanul Nexus și face double kill-ul pe ultimii doi jucători. 12-9, Nexus își mai aduc o rundă pe tabelă din ce în ce mai aproape de băieții de la No Limit Gaming. Și va fi un full buy de la egal la egal în acest moment. O rundă extrem de importantă pentru parcursul. Iartă-mă. Nu, stai liniștit, e ok. Eu încerc să mai înfulec așa pe alocuri. O rundă care este extrem de importantă în momentul de față pentru decursul jocului mai departe. O să vedem totuși o balanță a economiei care poate merge în diferite căi greșit pentru echipa care pierde harta acum. Bine, Nexus arată destul de bine economic vorbind, ar putea să o ducă și următoare rundă, chiar dacă este câștig de cauză pentru NLG, dar NLG poate să fie prinsă din urmă de către Nexus dacă nu aduc mișcările de rigoare sau cel puțin kill-urile de rigoare în această rundă. Și B, poziția lui este extrem de impresionant acolo, să dea damage la doi jucători. Vine și Moliul acolo și să vedem, este forțat acolo jucătorul de la NLG, se iasă din poziție, vine și boost-ul acolo din partea lui IME, dar Xen se uită fix acolo și să-l vedem pe Xelo cu Polarul. Știe că este un jucător under window, o să se uite către top mid, acum îl doboară pe Xen. Un prim kill pentru el și era fix ce de ne trebuia. Balanța este înclinat acum, balanța este de fapt echilibrată de către Xelo și B. Foarte bine stă acolo în junglă, doboară primul jucător care sare neintuitiv prin smoke, sar și următorii jucători. PDY trage acolo White, capul meu, îl doboară și pe semințe în City și aparent s-a enervat și PDY. E ceva aproape de zeu în momentul ăsta pătras, în momentul de față. Nu mai am cuvinte, Pop, just do your thing. S-a așteptat acolo PDY să fi rămas B în smoke în cazul în care nu făcea picul. Era un loc de prefire destul de expected Red. Totuși acest unghi pe care nu îl vedem foarte des îl găsește pe SXE și rămâne doar Xelo. 1 versus 3, are Polarul, dar cred că save-ul este un răspuns mai bun în această situație. Acel Polar le poate folosi foarte mult băieților de la Nexus în runda ce urmează. Ajung aici băieții la No Limit la 13-9 și să vedem cum vor răspunde băieții noștri. Au acolo bani de o armă, poate
două, ar putea să cumpere două, ar putea să arunce bioarmă și să meargă pe, pe un full by băieții noștri. Dacă nu mă înșel, a aruncat acolo și XL-ul una și semințe nu va rămâne pe din afară, să spunem așa, exact. Este un full by în continuare, însă aici intervine o problemă foarte mare, problema economică. Băieții noștri nu își permit să piardă această rundă și să meargă pe un echo, pentru că asta i-ar aduce pe cei de la No Limit Gaming la match point. Totuși, Sin în top mid, în spatele smoke-ului, a fost atins de câteva gloanțe, dar s-a retras destul de rapid. Sunt trei oameni în zona midului din partea Nexus și aceste utilități ar putea să mai atragă jucători. Totuși, Ime, superb aici, un frag și jumătate, două, practic. În palat mai este totuși Red cu Polarul, vine și Sin din pantă, Xelo totuși îl găsește pe Red, trage acolo, Sin face un frag, Xen se ascunde, însă primește și headshot-ul 10 HP și este pus la pământ de către BTN. O rundă venită în momentul perfect, 13-10. O rundă venită excepțional, am putea să ajungem la egalitate dacă runda asta o să fie câștigată de Nexus. Într-adevăr, economic vorbind și bineînțeles din capacitatea de a căra cât mai multe utilități în rundele următoare. Să vedem care va fi decursul acesteia și dacă băieții noștri o să reușească să țină acest site pe cum au făcut-o și până acum. Vedem totuși că direcția este mid, se luă în continuare acolo în connector să aducă avantajul numeric pentru echipa sa. Nu s-au prins de această poziționare până acum, cu toate că este oarecum repetată sau insistată de către Xelo, dar Red acolo face trade-ul pe IME și avem un 4-4. Să vedem în ce direcție mergem acum, pușează fără frică aici Sin. Își verifică unghiurile, dar PDY este omul de care ar trebui să, la care ar trebui să avem foarte mare atenție. Acum îl doboară acolo un connector pe B. Și mai departe, Xelo ar putea să aducă mult impact în această rundă, dar Sin îl găsește pe CX acolo și Moliul nu intră și îl și stinge. Extrem de bun caz de a-ți folosi utilitățile. Lăsând asta la o parte, semințe este foarte aproape de Xen și ce poziție reușește să ține acolo. PDY mai departe îl bate pe Xelo. Ultimul rămas în viață este semințe, care o să fie forțat să salveze dacă o să poată să salveze. Nu cred că este auzit acum jump-ul în niciun caz acolo în T-Ramp. Așa că noi mergem mai departe cu un 14 foarte apropiat sau care vine, care este iminent pentru NLG. O lovitură destul de puternică asupra economiei noastre și sunt curios să văd cum o să ne descurcăm mai departe având în vedere contextul ăsta. Acest M4 ar fi foarte bun deținut acolo pentru semințe. Din nou, din cauza că au rămas cu puțini oameni în viață, se aplică lucruri pe care le-am spus și în runda precedentă. Nexus sunt pasibili de un eco aici, deși au un loss bonus destul de mare, ar putea să încropească un buy destul de bun acolo. IME și cu CX cred că vor avea bani de full buy. Totuși, nu știu ce să zic de colegii lor, dar până la urmă băieții de la LG ajung la 14 runde câștigate. Și dar nu, m-am mers prea departe. Destul de greu să cumpere băieții, nu știu, ăsta ar fi un force buy. Și cam pe asta optează. Nu merg pe ideea de overtime, merg pe ideea de comeback și de win. Se luau din nou cu acel scout cu care a făcut miracole în runda de force buy după runda de pistoale. Superb jucat de către el și dacă poate repeta acea prestanță, ar fi extraordinar pentru băieții noștri, ar putea începe să revină din nou în acest match. Sunt strânși toți jucătorii de la No Limit Gaming în panta site-ului A, doi jucători de la Nexus în zona midului, se vor roti instant cum vor auzi utilitățile pe site-ul A, însă au plecat utilitățile, dar jucătorii încă nu intră. Bomba își croiește drumul către site-ul B, semințe pușează aici din palat, este ținut de Red și îl pune la pământ Red cu Polarul. Cred că cel mai ciudat om care ar fi putut să țină acea poziție, BTN îl scoate pe Sky, totuși
Toți jucătorii de la No Limit Gaming sunt în site-ul B, vor intra cei drept fără niciun smoke, însă site-ul este aproape liber, doar CX este deja în kitchen și este singurul care putea să le pună probleme momentan jucătorilor de la No Limit. Selo l-a văzut acolo pe red când venea la rotație în casă. CX scoate PDY, Sin, totuși double kill-ul pentru el, a primit headshot, Sin l-a scos pe CX, rămâne doar Ime cu acel MP9 scos de către Sin și avem match și map point pentru No Limit Gaming. Într-adevăr, un deznodământ dramatic după două hărți care ne-am bătut, bine, nu de la egal la egal, într-adevăr, prima hartă, Dust 2, a fost detașat câștigată de către noi, Vertigo câștigată în al patrulea sau al cincilea overtime, nu mai știu exact, dar într-adevăr un derby mare acolo și să vedem, poate sorțile aduc un miracol și pe strada noastră și o să vedem aici câștig de cauză pentru Nexus. Mai departe, credeam că balansam destul de neintuitiv acum, nu știu, mă rog. Anyway, PDY face double kill-ul acolo, sunt 3 jucători rămași în viață, acum IME și BTN forțat să ducă greul versus 4 inamici care s-au prezentat destul de bine până acum, mai ales PDY și Red. Să-l vedem pe BI aici în connector dacă reușește să ducă într-adevăr greul, dar PDY încă o dată prins, smoke, headshot, vine și IME acolo care să tragă, îl doboară pe PDY. Și cu un nade încheiem acest match între Nexus, acest rematch, în continuare câștig de cauză pentru NLG. Așa că nu știu exact unde am fi putut plusa acum, dar poate după ce vorbim ceva cu băieții cu altă ocazie o să știm ce se întâmplă. Dar în continuare trebuie să rămânem aproape de jucătorii noștri și să-i susținem mai departe, cum îmi place să spun întotdeauna. Așa că să vă dau puțin mai pe dreapta. Așa că nu este un capăt de drum, o să continuăm mai departe să jucăm la cel mai înalt nivel și personal sunt mândru de echipa noastră. Pop. A fost un best of 3 foarte, foarte intens. Nu știu exact ce aș putea să mai spun. Au fost runde care puteau merge, care erau câștigate clar și au fost pierdute de ambele echipe, au fost runde care au fost asigurate perfect de ambele echipe. E destul de greu de zis cine a jucat mai bine sau cine a jucat mai slab sau cine a greșit mai mult, cine a greșit mai puțin. Până la urmă, țin să menționez un pic de show la mai multe aspecte ale competiției, dar nu este atât de relevant pentru acest meci. Din păcate, băieții noștri au pierdut acest best of 3, au fost eliminați din cadrul Fire Nation League Season 1, așa că NLG vor trece mai departe de playoff. Pe băieții noștri îi puteți vedea mâine de la ora 11 jucând din nou împotriva celor de la Case în Shadow League Season 1, meciul găsiți pe HLTV, noi nu o să avem dreptul să-l comentăm. Și da, mai mult de atât nu știu ce aș putea să mai spun sincer, o înfrângere destul de dureroasă, dar mergem mai departe, înfrângerile fac parte din evoluția unei echipe, la fel ca victoriile. Și să-i vedem mai puternici în următoarele meciuri. 11 dimineața, Mihăiță. Yep, suntem cu toții obosiți, a fost o zi lungă, așa că cred că este momentul să adoptăm o altă, să adoptăm, eu vreau să zic așa, o cană de lapte ca să intre somnul bine, dar destul de târziu, după cum spuneam. Așa că, oameni buni, rămâneți alături de Nexus mai departe, verificați-ne pe Instagram la Nexus Gaming Ro și verificați-ne și pe noi în aceeași măsură. Eu sunt Santa Is Casting și Pop este Pop The Caster pe Instagram, cât și verificați celelalte rețele de socializare. Suntem extrem de bucuroși să vă avem încă o dată ca audiență și în seara asta.
Eu am fost Santa, vă pup din toată inima, rămâneți sănătoși și în continuare și aveți grijă de voi. Pop! Am fost Pop din nou, cum a spus și el, vă mulțumim foarte mult că ne urmăriți și că ați fost alături de noi până acum, 1500 like-uri, știți foarte bine că sunteți șmecherul de tot și ne vedem data viitoare cu o nouă ocazie de meci de la Nexus. Până atunci, numai bine. Pa, pa! Peace!